Salutare, la mulți ani, mulțumesc frumos. Mersi, 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 mersi. Mulțumesc. Ce fac băieții buni? O secundă să văd cum se aude, pentru că data trecută am avut unele probleme tehnice. Sper că... Da, se pare că e ok. Încă nu i-am dat de cap, pentru că și deoarece nu e de la microfon. Tot am sperat că e de la microfon, e timpul să schimbăm. Are 2 ani, practic, microfonul ăsta. De când bagă material pe bandă rulantă, e timpul să-l schimbăm, dar se pare că nu e de la microfon. Am făcut eu niște teste, se pare că nu e de nici la OBS, nu-mi dau seama de la ce e, frate. Mă rog, sfatul unor pro, să zic așa. Chiar nu-mi dau seama de la ce, să-mi bag picioarele. Mersi frumos, bine ați venit. Nu trebuia neapărat să fac live, dar am zis că fac live, pentru că, na, dimineața am stat, mă rog, toată ziua am stat cu familia, am avut și niște invitați. Beau apă, nu beau bere, pentru că am băut deja o bere și aia e limita la mine, o bere și atât. Și am zis să vin și alături de voi, practic, să sărbătoresc ziua asta, 20 pe un picior. Practic am schimbat prefixul azi și alături de partea a doua a familiei, pentru că, da, suntem de 2 ani împreună și tragem împreună la căruța asta, așa că da. Mulțumesc frumos, mulți ani trăiască. Ce tânăr ești, da, ba, ho, pensia bate, am întinerit, mamă, măi, s-a schimbat prefixul, bro. Nici nu vine să cred, nu mă simt, dar uite că, na, când se pare cubo de 88, mi-a picat cante, mi se pare ok, chiar mi se pare ok. Nu e neapărat ieftin, dar e un cartonaș bun. În același timp, atenție, aveți un cartonaș Mokka, îl aveți pe James, pe care nu trebuie să ratați. Am zis-o deja, e al treilea sau al patrulea live, nu-l ratați pe James. Nu e greu de făcut, implică doar puțin timp. Doar puțin timp și atât. Salutare la toată lumea! Mersi frumos, fraților, apreciez. Mersi, mi-a picat Kanté și Mbappé din 81 plus, super tare, bravo! Alin, la mulți ani, multă sănătate, salut, salut Ilie, salut Tobi, salut băieți, salut, salut George, Ionuț, Johnny, Alin, Alex, la toată lumea! Mersi, 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 Andrei, Dan, ce fac băieții buni, Coco, Ștefan, Sergiu, Tony, ce faci Tony, Georgică, trăiască nașa mare, aia zic, să curgă, uite, primești și mesaje, frate, în același timp. Vlad, salut fraților, îmi cer scuze dacă am ratat pe cineva. Sebi, care a fost primul, Gică Hagi, bine a venit, Gicuță. Moșule merită, mă arată bine, frate. Deci arată bine și dacă poți să-l integrezi, să faci link în 10, eu cred că... Cât suntem pe live, în primul rând? Nici nu-mi dau seama. Mi-a picat Feature Star din Gold Pack. Super tare. Super, super tare. GG. E GG. Ăla e GG. Salut, salut Cătălin, salut. Mersi frumos. Bine ai intrat, bine ai venit, bro. Pentru că înainte să-i dăm drumul la treabă, hai că suntem undeva la 50, 40, 50. E ok, fraților. Salut, Sedeus. Mersi, 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 mersi. Câți am faci? 20. Pe un picior. Și nu am 3, decât 2. Am schimbat prefixul, frate. Te rog, până de challenge de la... Ok, imediat. Haideți să facem ceva. Hai să facem ceva înainte, pentru că practic nici nu știu ce să fac. O să joc. O să joc. În mod normal eu făceam live-ul vinerea, dar am zis să-l fac azi pentru că e ziua mea. Și da, pornim de aici, o să joc ceva la Weekend League, vedem dacă mai producem niște pack-uri, îi dăm rapid, dar probabil la Weekend League, pentru că am decât 10 meciuri, sunt la 8 cu 2, nimic fantastic, nimic wow, cam acolo mă aflu tot timpul, că e 10-2, că e 7-3, tot pe acolo. Da, tot pe acolo, așa că, na. Road to... Eram azi la Value pe live. Bine, am intrat pe focul pentru că avem un Safir, am salutat și băieții care joacă la regionale, pe care am prins pe live. Și la el era road to ruină, să zic așa, la mine e road to gold 1, cam așa e la mine, știi? Tot timpul plec la drum, hai că e Elite 3 și până la urmă tot la gold 1, dacă o să joc meciurile, nu știu, vedem dacă o să joc toate meciurile. Înainte să dăm drumul la treabă, să vorbim despre SBC-uri, vreau să fac ceva, pentru că am preferat să forțez, opa, Stevie G. Stevie G, ce e asta? Asta e ceva nou, n-am văzut. Da, l-am deblocat băiețașul ăsta, pe James, pe care o să-l bag în echipă și mergeți neapărat să-l faceți, neapărat să-l faceți.
deschide practic oportunități, da? Deci mari, mari de tot. În cazul meu l-am pe Messi, care e absolut genial, dar pentru că Butragheni, îl prefer pe Butragheni acolo în centru și o să vă arăt cam ce statistici absolut incredibile pentru mine are, Messi fiind tradable, 800 de mii, îmi deschide așa orizonturi, pot să mă duc să investesc că e 800 de mii, avem 10 euro de la Andrei, la mulți ani, multă sănătate, pe cei mă bucurie alături de cei dragi, pe respect, bro, unde e Andrei, mersi frumos, bro, nu trebuie să te deranjezi, frățioare, mersi, bro, apreciez, mersi nespus, respect, mersi, Andrei, dar ce faci, bro, unde ești, nu te-am văzut în chat, frate, nu zice nimic, merge Vlad, mersi, mersi, frățioare, dar unde ești, bro? Pe respect, mersi, bro, mersi, Andrei. Bă, Andrei și el content creator, frate, are și el canal. Mergeți și dați un ochi și la Andrei. Mergeți și arătați acolo susținerea la Golan. Cum ești la swapper? Am intrat puțin ieri, făcea gram pentru swapperi. Să-l faci și pe James, bro, neapărat să-l faci pe James. Și-l bagi acolo pentru că e ce trebuie. Hai să luăm pe James. Am păsat anume toate pecurile astea de un jucător, le deschidem azi, da? Deci e foarte simplu de realizat, ca să fiu sincer. Singura... Așa, un pic, dar nu e frustrant neapărat, mai dificil, asta la legendă nu e dificil absolut deloc, trebuie să te împlinși puțin aici, dacă găsesc, unde găsesc, alea 8 meciuri, unde sunt alea cu 8 meciuri, frate? A, cred că asta, asta, fiind și ultima, de fapt, l-am lăsat-o la final, trebuie să joci 8 meciuri, practic, în care trebuie să dai și gol și să asiști cu jucătorul ăla de 82 și, da, adică trebuie să joci, asta, despre asta e vorba, nu e greu de realizat, dar, da, împlinși puțin timp. Hai să-i dăm redeem, frate, hai să luăm. Mersi frumos, nu mai aștept până la 12 de la Weekend League. 12 la Weekend League? M-am nevoie, până la ora 12 joci? Așa trebuie să joci? M-am nevoie 3, 1 și am terminat. Bravo, GG, bro. GG, GG. La mulți ani, mersi frumos. Mulți ani trăiască, mersi. Mersi, Cătă, salut, ce faci, bro? Și ne mai dă ceva? De fapt ne-a dat jucătorul ăsta, mă. Dar nu ne dă walkout la el? Ce aiurea, frate. Mă gândeam că dă walkout. Cine m-a întrebat de Kubo? Atenție, Kubo e bun. Chiar e. Dar dacă l-ai pe James, nu l-aș face pe Kubo. Nu știu ce să zic. James e moca, Kubo costă. Poți să investești resursele în altă direcție. Le-ai pe James, frate, care arată absolut fantastic și m-am uitat la review-uri, mă rog, eu urmăresc YouTuberi sau, mă rog, cine face review, anumiți content creator în care eu am încredere. Negro on the Food Market e unul dintre ei și a făcut un review absolut fantastic la jucătorul ăsta în Liga 1, joacă în Divizia 1, atenție. Și era impresionat. Bine, el e impresionat de mulți jucători, ca să fiu sincer. De multe ori îți zice, wow, ce fantastic e jucătorul ăsta. Bine, pe stilul lui. Și arată chiar bine, arată 4 stele, 4 stele, dacă avea 5 stele până la team of the season, așa, cred că până la team of the season o să intre rezervă în momentul de față și la first owner, dar ușor, ușor, dacă o să fiu mulțumit, trece titular și din păcate sau din fericire, mă rog, îl vinem pe Messi care îl omor acolo în flanc, nu e locul lui, pe poziția de cam e absolut genial, striker e foarte bun, dar nu pe poziție de ram, spre exemplu, da? Cam lateral nu e chiar ce trebuie, mai ales că e și de picior stâng, poate dacă dorești undeva în lam, nu știu. 4 stele high medium, 98-98, nici nu mai are nevoie de boost aici și da, mulți probabil sunt tentați să se ducă, și nu e greșit, să-i dea, știu, o sniper, să-i dea acolo pe balance maximum, să fie agility 99, balance 99, să-i dea boost pe reacție și pe composure și acolo am și eu problemă pe composure. Eu personal nu o să mă duc și nu o să-i dau pentru că joc în flank, nu o să-i dau sniper, o să-i dau dead eye. Pentru că cu dead eye se duce 99 attacking position, 99 finishing, 99 shot power, e dă un mic boost și pe long shot și boost maxim practic pe short passe, un boost pe vision, deci ce am eu nevoie. Long passe oricum e mai low acolo, deci nu prea o să dai pase lungi, dar oricum dead eye dă boost. Îl luăm pe James, bine a venit James la club, păcat că nu avem walkout, mare păcat. Salutare, salut micro, mersi frumos. La Rand mă uit pe Twitch. Da, Rand the Food Market e bun, frate. Nick e bun. E bun. E tatăl lor la nivel de training, absolut. Aș vrea să am eu timpul lui. Dar știi cum e, Andrei? Tu știi foarte bine că și tu ești pe Twitch. În momentul în care ai 3.000 de abonați, mă refer plătitori, nu abonați, ca pe YouTube, e simplu să faci live de 10 ore sau 8 ore în fiecare zi pentru că, na, știi cum e. Aia zic.
Salut, Grasu, salut, mersi, mersi, mersi. La mulți ani, mulțumesc frumos, frate, mulțumesc. Bun, l-am luat pe James, nu îl ratați pe James, neapărat, nu îl ratați pe James. Ia să vedem ce am mai băgat, am mai băgat un card interesant. Osimhen care arată Osimhen care arată bine. O singură chestie ce am eu personal cartonașul ăsta, deci practic nu are viteză pentru un striker și ești obligat forțat să te duci să dai boost pe viteză. Eu l-aș vedea pe un Hulk sau dacă vrei să joci neapărat Cam, îi dai un engine, arată bine, din nou un cartonaș oarecum moca, e posibil să facem grind și pentru ăsta, pentru first owner. Pentru că oricum nu are loc, nu am unde să-l bag, dar pentru first owner e ce trebuie și dacă era mai rapid, dacă avea invers, accelerația cu sprint speed-ul, chiar era ce trebuie, pentru că vezi tu, poți să-i dai altceva, poți să-i duci să-i dai marksman, poți să-i duci să-i dai finisher, poți să-i duci să-i dai dead eye, de ce nu, dar așa ești obligat să te duci să-i dai viteză, personal m-aș duce în Hawk sau Hunter pe el. Din nou, obiective ok, rămâne de văzut aici, mă, la Rivals, vezi, la Rivals două goluri, trebuie să dai două goluri în șapte victorii în care să înscrii cu și anume cartonașul lui de 85. Aici o să fie puțin grind în funcție, eu acum sunt în divizia 3, cine e în divizia 3, în 2, în 1, nici, dar zic așa, chiar și în 4, cine e mai jos în divizie, nu o să fie foarte, foarte greu, 20 de goluri în Rivals, bă, e de tras, mă, câte zile, cam cât avem ăsta, e, nu are timp sau cât durează, e până la sfârșitul anului, cât durează asta, frate, la mulți ani, mersi, mersi. Bun, dar în fine, dacă vreți să-l deblocați, să-l deblocați. Eu cu ăsta nici nu-mi bat capul pentru că nu am ce să fac cu el. Arată bine pentru first owner, dar nu sunt fan 3 stele. Eu la mine 3 stele nu e echip 3 stele. Din nou, aveți de jucat la Rivals, vedeți. Dacă aveți timp și puteți să-i băgați în echipă, de ce nu? Acum, eu pe ăsta vă recomand să mergeți să faceți neapărat pe James. Bun, astea fiind spuse, hai să băgăm echipă, hai să deschidem pack-urile și haide să, nu apă, și haide să jucăm ceva. Aia zic, send to club, aoleu, ce era să dau, era să-i fac ceva lui ăsta, James. Asta e echipa de first owner în Premier League, deci așa, ok, bă, ce să zic. Se pot face obiective cu echipa asta, mă rog, ăsta nu e la first owner, e first owner, dar nu e Premier League, 9 jucători am nevoie, nu arată foarte, foarte rău echipa de first owner, chiar nu arată rău și hai să-l băgăm și aici, squad selector, la mulți ani, mersi Radu. Ai ceva la food center, am un pack Matthew de 125.000 la food center, probabil că o să le țin toate pack-urile, Campbell e, wow, Campbell e... Bine, wow, aoleu, dar ce se întâmplă cu green screen-ul? Cum se vede, mă, bluza aia? Nu zice nimeni nimic? Trebuie să modificăm. Ia uite, mă, cum se vede. Hai de viața mea. Bine, wow, nu e wow, că nu-i Endgame sau nu-i Van Dijk Team of the Year sau Prime, dar e pentru mine, e la nivel de... Eu mă distrez maxim cu el. E la nivel, atenție, pentru mine, da? Exact pentru mine. E la nivel de... la nivel cu Van Dijk Gold, fraților. Pentru mine e la nivel cu Van Dijk Gold și e ce trebuie. Mă distrez maxim cu el. Chiar n-am nicio problemă. Ok, am deja un jucător aici. Unde l-am? L-am aici. Gata, gata, am înțeles. Tu, pa. Așa. Tu du-te aici pentru că încă nu știu cum o scol la capăt. Și mă distrez absolut maxim cu jucătorul ăsta. Nu-mi pare rău nici măcar o secundă că l-am făcut. 10 meciuri la Weekend League. L-am înjurat doar de 2 ori, într-un meci în care am pierdut și într-un meci doar de 2 ori din 10 meciuri la Weekend League. Restul, oricum am multe meciuri jucate cu el, adică multe. Am 33 de meciuri, dar sunt 10 la Weekend League, da? Vorbim de Weekend League, acolo unde e grind-ul mare. Și l-am înjurat doar de 2 ori și e bine, pentru că și pe Van Dijk din 10 meciuri îl înjuram de cel puțin 2-3 ori. Bine, din 10 meciuri îl înjur și pe De Ligt de 2-3 ori, deci e ok. E în grafic, frate, pe viteză puțin mai greu e așa, dar ezit, se poziționează foarte bine, își face foarte bine treaba, nu se duce în față. Bine, câteodată mi-e pleacă, dar asta nu e de la el, e de la joc și nu regret nici măcar o secundă că l-am luat, am luat o decizie bună, pentru că l-am vândut pe Van Dijk și nu vreau să zic că e peste, pentru că am vorbit cu băieți și sunt care zic, bă, e peste Van Dijk Gold, eu nu o să zic că e peste, e puțin mai rapid pe hârtie, eu nu am observat diferență. Dar nici sub nu e. Deci cine are Van Dijk, cine se regăsește cu tipul ăla de jucător, Campbell, e pentru voi, fraților. Mergeți și îl luați pentru că chiar e ok. Bun, hai să încercăm așa pentru că vreau să-l văd și pe Jovic. Îi dăm lui ăsta un dead eye. În mod normal ar trebui să am. Sergiu, bine ai venit.
Bine ai venit, Chem Style, Dead Eye, Dead Eye, Dead Eye. Avem? Avem Dead Eye, păi nu avem noi Dead Eye, cum să nu avem Dead Eye? Avem și Dead Eye, așa frumos, să se ducă pe pase, să se ducă frumos cu 99, 99, 99. Ia să ne-n fitness, hai să băgăm și o fitness rapid. Mai avem o donație de 1 euro. Au, toate cele bune, sănătate și ale ale. Wolf King, mersi Wolfie King, mersi frumos bro, apreciez, mersi, mersi frumos. Mersi pentru donație, respect. E și ziua ta azi, la mulți ani atunci. La mulți ani dacă e și ziua ta. Contracte avem, ok, o să mergem, o să jucăm. O să jucăm, dar hai să deschidem pe curalea de un jucător, frate. Pe toate, o să umblu și eu. Dar de ce, mă? Uite, aici se vede mai bine? Nu se mai vede acum bluza. A, că era pe întuneric acolo, frate, acum se vede bine bluza. What the fuck? La mulți ani, mersi. Pe ce canal joacă Borussia? Nu știu, frate. Faci draft, joc la Weekend League, azi nu faci draft. Da, deci am astea aici, fraților, ca să înțelegeți. Am ăsta de 125.000, nu o să le iau. Am deschis doar un pack de 125.000. Îmi pare rău că l-am deschis, sincer, pentru că vreau să-l deschid. Nu știu dacă îl păstrez pentru un alt event, dacă îl păstrez pentru Team of the Season, e cam departe. Ar fi trebuit să le păstrez pe toate. Mai am ăsta la Rivals și l-am deschis pe ăsta, nu? Da, pe ăsta de la FU Champions l-am deschis deja ceva timp în urmă și nu mi-a dat, mă rog, mi-a dat un uniform de 84. Bun, hai să deschidem aici ăștia, mă. Hai să vedem aici astea 10. La mulți ani, mersi frumos. Da, Weekend League Forță, bă, de la 8-2, probabil, mă, nu știu, ar fi frumos dacă aș termina, deși nu cred că o să joc 10 meci, dacă aș termina 16-4 ar fi ok, dar nu m-ar deranja niciun 15-5, să rămân acolo în grafic, cum ar veni pentru doar asta de un jucător, toate le deschidem, pentru că asta e de la James. Ia să vedem ce ne dă de la James, n-am deschis niciun anume. Ia să vedem ce luăm de la James, aș fi în grafic pentru Elite 3 și vedem. Adică știi așa, stai cu speranța, hai că poate e săptămâna bună și, oh, opa, cel puțin board, ia uite mă, e board frate, din pe ăsta, hai că e bine. Ia dăm ceva să nu am în primul rând dublura în tradeable, un mijlocaș de la Chelsea. E ok, e Jorginho ăla de 83, nu Jorginho, de 83. Am mers prost la weekend league-ul ăsta. Yo, bun, tradeable. Bine mă, hai că e bine, să nu fie în tradeable. Îndată știi că ne dă ori din one player pack. Nașpa, bine, de fapt nu e nașpa, că îl bași pe unul, îl bași la SBC. E bine, hai rate, hai rate zic. Moșul de 2 ani, sunt aproape și încă nu am primit modul ăla, e mică, pus însă am ignorat cel vechi. Bro, tu ești Harden Noere? O să vină și modul, frate, dacă ești activ. Dacă ești într-adevăr, nici nu mai știu, frate, ți-a schimbat de atâtea ori. Wolfie King, ai îmbătrânit moșurile noi, vezi bine, arătat un... Bă, 10 euro mi-a dat Wolfie, mă, frate. Bă, încep scuze, mă. Acum am uitat la Ricis. Da, bă, stai un pic, frate. Bă, mersi frumos, frate. Respect, frățea. Dar oricum, deci și un euro dacă era fantastic. 10 euro, fantastic. Mersi frumos, frate. Și scuze. Respect, frățioare. 10 euro, frate. Știi când pățesc așa? Pățesc cu voi, cu frate, la nume. Se duce și rămâne un sus și 0 se duce de desubt. Știi? Și mă uit și eu văd un euro. Și de multe ori zice, a, mersi, uite, am primit un euro, de fapt 10 euro. Mersi frumos, apreciez, frate. Nu trebuia să deranjez cu 10 euro, frățioare, dar apreciez nespus. Mersi, bro. Noroc că mi-ai scris și nu m-am uitat la gol. Dacă eu sunt ciubotă la donații, frate, ciubotă clar, frate. Mersi frumos, bro, apreciez. Salut, Surdaciu, salut, pe respect, ce faci, bro? VGI, salut, Mihai, Marian, salut. Mersi frumos din nou, frățioare, apreciez. Hai să deschidem. Deschidem pe toate astea mici. Asta l-am trebuit pentru luni. Merter 9, baby. Nu știu dacă merte la baby. Încă nu. Am prins un 83. La mulți ani, 21. 20 pe un picior, atenție. Bătrânețea. Mersi, Olfi King, apreciez, bro. Respect. Nu-l fă bătrân. Ba da, mă, de ce? Sunt bătrân, dar am suflet tânăr, frate. 20 pe un picior, ești nebun la cap. Dar lasă-mă, de ce? Lasă-l pe Alin. Ce a zis Alin? Nu șterge. Era mai înainte, dacă nu mă înșel. Nu era... Azi parcă nu. Salutare la mulți ani, mersi frumos. La mulți ani, câți ani ai? 20 pe un picior. Ho, din nou board. Cum ar fi un walkout din... nu e walkout. Dar e ok, mă, pe un jucător board. Și îl avem pe Tah, cumva. Tah, nu?
Cred că nu mai am, da, pe tac de 83, doi jucători de 83. Bă, e ok, doi jucători de 83 pentru SBC-uri, e bine. La mulți ani, mersi. Cât durează obiectivele James și la James, neapărat să-l faceți. Bă, deci să nu vă aud că ați ratat James, să nu aud pe unul, a, că nu știu ce, nu. Să nu aud că a ratat James pentru că faceți cea mai mare greșeală, fraților, pe care, deci luați-l, luați-l și jucați-l. Banana, mersi frumos, la mulți ani, salut, să trăiești 299, Să vedem pensia, mă, să-mi văd copilul, să-mi văd copilul la casa lui și după aia pot să mă duc și mami naibă. Încă 10 euro, uite, vorbeam de lup, vorbeam de voi cu Adrian, 10 euro donație de la Adrian, mersi frumos, bro, din nou te-ai deranjat, frate, tot timpul te deranjezi, frățioare, deci te deranjezi absolut tot timpul. Avem o dublură, dar nu-i nimic, lasă-mă, exit, a, nu, ce mă, cancel, lasă-mă, dăm discard. Mersi frumos, vreau să citesc donația pentru că nu am văzut a scris ceva, vreau să citesc toate cele trei donații. De la Andrei, la mulți ani, multă sănătate, fericire și numai bucurie alături de cei dragi, mulțumesc frumos. De la Wolfie King, toate cele bune, sănătate și alea, mersi frumos, apreciez. Încă 10 euro de la Adrian, mersi frumos, bro. Nu doar că e moderator, am avut plăcerea să mă întâlnesc cu el și chiar e un băiet face to face, chiar un băiet de 2200, da mă, uite ce, chiar, 2020-40, chiar e un băiat fantastic. La mulți ani, moșule, multă sănătate, fericire și noroc în viață și cât mai multe clipe fericite alături cei dragi și familie, se întâlnește 1000 de ani pe respect ca întotdeauna. La mulți ani, 2020-40, exact, 20 pe picior. Mulțumesc frumos pentru urări, multă sănătate și vouă, fraților, și împlinire alături de cei dragi. Mulțumesc frumos. La mulți ani, moșule, scor la pachete. Spor la pachete, am crezut scor, am citit. Frate, nu mai văd, mă, vezi? Am schimbat prefixul și nu mai vede moșul. Respect, mersi frumos, mersi frumos, apreciez. Nu e nimic aici. Aia e, te ștegân, i-am pe ambi. Obla că e bun, te ștegân, că i-am pe... O mai e bun ca te ștegân. Mă, știi care e faza la portari? La portari eu cred că depinde de la user la user, frate. Pentru mine... Cel mai bun portar și am jucat și cu Oblak de 92, De Gea, Footmas, De Gea normal, Ter Stegen normal, Alisson. Bine, n-am jucat cu Lloris, cu Lloris nu am jucat nici măcar în draft, și cu Ederson, zic așa, dintre în rest, și cu Handanović, deci am jucat cu toți portarii. Pentru mine Ter Stegen de 91 e numărul 1. Urmat imediat de Van der Sar, care în ultima vreme, după ultimele update-uri, nu mai e constant, dar Van der Sar la 89, la mid icon, vine imediat. Erau la egal, dar vedeți voi, Ter Stegen nu greșește. Van der Sar a început așa să se culce pe ureche, l-am luat, are contract, are bani mulți, nu mai zice, hai, câteodată nu mai apăr, câteodată iese aiurea. Și abia după vine pentru mine, atenție, cum am nimerit, așa am nimerit o portare. Oblak și De Gea Footmas, abia după ăștia. Așa că câți ani faci? 20 pe un picior. Hai mă, hai mai dăm un bol. Hai mai dăm un 83. Hai că e ziua mea, dăm ceva. Nu vreau, mă, o, e nimic. Sănătate să fie. Kelvin Amuțan, faci treabă bună, numai bine. Mersi frumos. Mersi, bro. Cum ți se pare? Bă, mi se pare bun, chiar aș vrea să-l iau pe Lodi. Chiar aș vrea să-l iau pe Lodi pentru că s-ar integra bine. Chiar s-a integrat bine, frate. Nu a vrut să dea, nu-i nimic. Am luat doi jucători de 83, e ok. Pecurile astea le păstrăm. Vreau să văd dacă până la ora 8 să nu ratez, pentru că moșul și vreau să joc, frate. Vreau să joc. Deci intrăm și jucăm imediat. Jucăm la Weekend League. Da, o să vorbim și despre asta. Vreau să văd să nu ratez vreun challenge care expiră imediat și să fac. Am mai făcut eu de astea. 29, ăsta, mă. Ăsta trebuie să-l fac acum. Ia uite. Noroc că m-am uitat. Ai de capul meu. Mai am ceva? Nu, doar ăsta, nu? Asta e ce? Asta aici e niște prostii, nici nu intră el. Bun. Bun. Ok, Aguero, player normal, arată bine, Hunter Pierre își face treaba, dar destul de scumpuți. Totuși, dacă sunteți fan și aveți resurse în tradable, știu eu, merită să dați un ochi. Nu știu, undeva la 7-800 de mii. Nu e tocmai ieftin, pack-urile nu sunt fantastice, nu-l faceți pentru pack-uri, îl faceți doar dacă, cel mai mare pack e un prime de 45.000, doar dacă, știu eu, știți că-l țineți la club până la Team of the Season, dacă nu vă atinge și doar dacă aveți foarte multe resurse întrebă la club și nu aveți ce să faceți. Bun, m-a întrebat cineva de Kubo. Kubo arată fantastic, dar atenție, dacă l-ați făcut pe James, pentru că
dar chiar arată bine Cubo. E un 84 cu un 85. Nu e foarte scump. 84-85 în Team of the Week nu e scump, fraților. Chiar nu e. Dacă l-ați făcut totuși pe James și puteți să-l jucați în 10, personal nu-i văd rostul lui Cubo. Pentru că vedeți voi, 4 stele, 4 stele și unul și altul. High medium, high medium și unul și altul. Într-adevăr, are 99 accelerație, dar James are 98-98, da? La attacking position, finish and shot power, tot pe acolo oricum îi dai boost. Are agility și balance. Un boost la balance, dar nu e diferență mare. James are 99, are reacție mai low și composure mai low. Deci cred că aici ești un pic forțat să te duci să forțezi reacție și composure. Pentru că reacțiile lui James e 81, la composure 79, dar nu e capă de țară nici aici. Mi se par foarte similari jucătorii ăștia. Și atunci dacă poți să-l faci moca pe James, resursele pentru Cubo, în cazul în care, știu eu, nu aveți din nou, zic, repet, foarte multe resurse untradeable, nu și-au rostul, adică te duci și investești în altceva resurse respective. Dar, repet, Cubo, James, mi se par cam acolo. Eu aș merge pe James, sincer, nu știu, am eu un feeling. Dar Cubo, Spania, link-uri frumoase, chiar e ok și Cubo, mă, chiar e ok. Dacă aveți untradeable, merge. Și Ternie, cu siguranță, îl blocați. E scumpuț, da, îl blocați, o să nu trebuie de pe el, un 84-2-85, nu? Da, 84-2-85 și doi jucători, nu, parcă doi erau. A, doi jucători Team of the Week. E scumpuț, în schimb, probabil, cel mai bun left back din Premier League și cred că intră acolo în top 5 cei mai buni, fără să băgăm, știu eu, fără să băgăm pe Zambrota, fără să băgăm pe Carlos, fundaș lateral stânga din joc în momentul de față, probabil acolo undeva sub Mendy, cel puțin pe hârtie, pentru că arată foarte bine, frate, chiar arată foarte bine. 3 stele nu e o problemă, pentru că e în stânga de picior stâng și ok, te duci cu stângul, pase, cross dacă e cazul. Și agility deja nativ, deja foarte bine, straight, aggression, anchor, îmi ajunge anchor, are agility, are balance, are short pass 88, e ce trebuie, frate, e scumpuț, dar poate fi blocat. Să nu regretați. Eu îl regret pe Mendy Footmas, îl regret și acum, una din greșelile mele, dar asta e, arată bine, frate, chiar arată bine. Eu nu-l fac pe Cubo cam Rodrigo. Exact. Bravo, dar pe asta zic și eu. Dacă l-ai făcut pe James, care e moca, nu investești resurse, doar timp, bine, faci grind, trebuie să tragi, știi? Ne-am uitat la Cubo, uitați James, pentru cine, na. Deci Cubo e ăsta, James e ăsta, da? Practic, dacă vă uitați bine, bine, care doar plus 5 pentru că e pe bancă, în mod normal titular e 10, tot high medium, tot 4-4, 98-98, eu zic că e mai bine, ai shot power-ul mai puternic, da, mă rog, oricum se duce maxim și cu boost acolo, se duce 99-99-99 în cazul ăsta, long shot-ul am impresia că e 5, deci cât se duce, în 78, te duci cu short pase, de ce plus 2, n-ar trebui să fie 99 sau 5, 95 short pase, ai agility, ai balance, are acții mai și composure mai bune, stamina e la fel, sincer, mi se par cam acolo, știi, mi se par acolo și nu văd rostul, dar e ok și Cubo să-l faceți dacă aveți resurse, cum să nu, merge făcut și Cubo, hai să facă pe costa și să mergem să jucăm, frate. Vreau doar să joc, dar vreau să fac pe costa să nu pierd. Salut, mă, și la mulți ani, mersi. Eu l-am pe Cubo, eu am venit în Liga 1. Da, absolut, dacă poți să ne integrezi și ăla-i, nu te auzim? Ce, mă, nu se aude? Face cu regele ai când Nakata, mă, Nakata nu este bun. Nu se aude, frate? Nu cred, cum? Mă auziți? Test 1, 2, 3. Cumpăr cont FIFA 20 pe C, platformă PC. Intră pe Discord, poți să scrii și acolo. E ok, bro, se aude. La mulți ani, multă sănătate, mersi frumos. Mersi. Mă, golanul ăsta de Adrian tot timpul se deranjează, frate. Face, ba, te auzim. No, poate are el pe mut acolo, da. Bun, eu nu o să-l fac pe Cubo. Nu cred că o să-l fac pe Cubo. Câte zile are, da? Contează mai puțin, pentru că l-am pe James. Se aude, sal. Salut, Dark King, salut. Bun, rapid, 69, asta e combinația, nu? Future Stars, 24 minute. Ok, Rare Press, 11, Team Overall, 69, Team Chemist, 75, player din aceeași ligă, 5. Bun, deci mergem pe 5 dintr-o ligă, imediat, rapid. Silver, da? Ia să vedem aici, pac, ce ligă luăm? Ia să vedem ce putem să luăm noi aici, la Turcia n-aș lua. Ce aș avea? Argentina, frate, ia să vezi tu Argentina. Aoleu, Argentina am decât unul? What the fuck? Ce băbiți? Ce ai făcut? Ia uite cum apar. Aia zic.
Silver, 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 silver. Mă, dar ce pack dă? Stați-o leacă, mă. Că și eu ca prostul. Mă duc și consum resurse, dar ce pack dă în primul rând? Gol press pack? What the fuck? Ăsta e un pack de 12.000. Are 12 gol și un rare. Hai să-l facem, hai să-l facem, să fie. La mulți ani, mersi, mersi, Neluțu! La mulți ani, la mulți ani, 69. Da, mergem așa, hai să facem, hai să-l facem, dă-l mă, hai să-l facem. Dar unde mă, stai un pic, ce-am făcut? Silver? Am făcut eu ceva. Argentina. Și îi dăm așa, lotul high. Mulți ani cu sănătate. A, și 11, stai, că sunt 11 rare, frate. Stai să vezi, belea, 11 rare. Oare putem să facem 11 rare? Cred că da. Bun, odată așa, și odată așa. Ăsta cu 65, că și așa e între. Vreau să vedem dacă avem 5. Sunt 5, sunt fix 5. Unul vine aici, uite aici. Bun, și hai să vedem că prindem și unul din Argentina, să nu fie el din Argentina. Ok. La mulți ani, mersi frumos. Kevin este încet, asta e problema de la Baby. Despre cine vorbiți? Despre ce jucător? N-aș putea să joc cu el la un draft, nu mi-a picat deloc, ce aș vrea să măcar să încerc. Despre cine e vorba? Ce chem merge pe, mai bine pe Kubo? Mă, pe Kubo, sincer, cred că trebuie să te duci să dai și un boost pe, pe dribbling. Nu știu ce să zic, frate, dar eu aș da și pe shoot. Pasul e ok, încearcă un marksman, nu mai bine dai și pe physical. Dar nu știu dacă îi dă, ba da, îi dă, nu îi dă, oricum balance, agility balance nu ai nevoie, încearcă un marksman, sniper, îi dă pe shoot, dar nu îi dă pe long shot, îi dă doar pe shot, pe finishing, dar îi dă și pe composure, am presă că îi dă plus 5 pe composure, i-aș da, frate. Sniper, da, merge sniper, merge marksman, engine nu i-aș da neapărat pentru că are deja 99 la accelerație, îi dă boost pe sprint speed, dar are nevoie și pe, shoot neapărat, e cu dus întors. Mersi frumos, fraților, apreciez, mersi. Uite mă, ăsta, ia uite ce frumos, pam, ce frumos am rezolvat. Ia de aici și facem linkuț, nu? Facem linkuț, facem moșu. 75. Bun. Și acum, dacă toți suntem pe Mexic, să rămânem pe Mexic. Tătar. Cine e tătar? Bagă bronz. Băgăm și bronz. Uite chiar bronz bag. Zap. Zap. Și la ligă mergem pe Mexic. Dacă tot am făcut Mexic, mai băgăm și de Mexic, să ne luăm de grijă și cu Mexic. Unde e Mexic? Scăpăm și de panoramele astea din Mexic. Uite aici. Frac, pac, 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 pac. Pac. Ce avem de Mexic? Avem 2 decât. Ăsta... Și cu... A, dar n-am ce să bag din Mexic, doar unul. Doar pe ăsta. Hai să-l bag și pe ăsta. Hai să fie așa. Pac, pac. Unul într-o parte, unul într-o parte. Ne luăm de grijă. Unul aici și unul aici. Bă, dar mexicanul, sper să nu mai fie obiective, frate, pentru că ăștia se folosesc. Bine, și argentinienii îi folosesc, dar sper să nu mai avem. Și încă 3 de unde o fi. Ia să vedem. Fericire și sănătate. Mulțumesc frumos. La mulți ani. Mersi, mersi. Maestro. Maestro... Ar merge și maestru, da, merge și maestru, Florin, ai dreptate. Dar cel mai bine să intrați, știți ce faceți, fraților, când aveți dubii, intrați pe Footbin și dați un search acolo. Băgați jucătorul Kubo și vedeți puțin ce buz vă dă în funcție de camp style. Eu așa, recomandarea mea e asta. Bronz, nu, ia să vedem silver. Încă 2 din silver, nu. Ce țară, mă? Finlanda, ce scoste Finlanda? Olanda n-aș băga, Norvegia? Norvegia, dar nu am rare. China cred că valorează ceva. China, ia să vedem pe bronz. Bronz din China, frate. Ia să vedem. Fiți atenți acum. N-avem bronz. Tot silver. Ce ligă, mă, pot să bag aici să nu coste? Să nu coste băieții ăștia scump. Aici nu cred că... Ba da, uite aici avem un. Ia uite, mă, frate, pe ăștia. Gata, avem aici un keeper. Odată așa. Și odată... Ia să vedem dacă găsim și un bronz. Și odată... Nu, nu mai găsim bronz. Silver, imediat. Și odată... Cel mai low care e. Ăsta e. Ia, avem 2 de ăștia. Atât. Ăștia, atât. Hai, mă.
Ok. Ok. 75. Acum ar trebui să vină ăsta, că l-am băgat înapoi. Imediat facem. Unde ești, mă? Uite-le. Gata, ăsta. Ia să vedem. Avem? Ne dă? 73. Aoleu! 73. Hai să băgăm un fundaș. Așa. Și băgăm un fundaș. Rare, de, rare decât 5? Nu, mă. Cum rare 5? 11 rare. Zice 11, bro. Nu e decât 5. E 11, e. Ia uite. Prea mult silver. Prea mult silver. Dar ce să fac? 70. Trebuie să bag mai mulți bronzi. Așa e? Dar de unde naiba să-i mai iau? Păi și unde să mă duc cu bronz? În ce ligă? În ce ligă să mă duc cu bronz? Bronz. Ce naiba am bronz? Ia să vedem. Ce avem bronz la club? Bronz. Ia. Pac, 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 pac. Ia să vedem ce avem noi aici. Ăsta e de unde? Portugalia. MLS, Olanda, Argentina, Austria. Italia 2, nu. Franța, nu. Nu bag de ăștia. Olanda. Spania 2, mă. Italia 2. Iar Italia 2. Spania 2. Irlanda, iar Italia 2. Germania, Germania 2, mă. Ia stai, mă, să facem așa. Germania 2, Germania 3. Germania 3. Ia să vedem Germania 3. Nu, Germania 2. Germania 2 cât avem? 1, 2. Ăștia-s, frate. Gata. Gata, Germania 2. Bun. 1. 2. Și 3. Gata. Eu am 3. Ia uite, mă, Tony. Are 3 coiții. Aoleu, Tony. E bine, mă, cu 3. Bine, e bine, bine că n-ai 1. Ok, 69, gata, mă, 69 cu 79. Astea, am dat submit, gol pe respect, ura și la gara. La mulți ani, mulțumesc frumos, fraților, mulțumesc frumos, apreciez. Ce mai bai cu tine, Anton, a făcut cu 5. E ceva bai la tine, a făcut... Da, dar Anton, da, ai dreptate, Neluțu, e de la mine, mă. Dar Anton a luat și, ai când, ce a luat? A luat de 14 cu 11, sau cum? Da, frate, de Tony e mai special. Tony e mai special. Bun. Full Champions. Hai să mergem să jucăm, fraților. Hai să mergem să jucăm. Hai să mergem să jucăm. Pornim de la 8-2. Suntem în grafic. Acum... acum, de acum putem să pierdem, frate. De acum putem să... A, 11. Ce a luat? A, a luat blanc cu 11 swap. Aia zic. A luat blanc cu 11 swap. A făcut combinația cu... vreau să văd pentru că l-am băgat pe ăsta. Nu cred că s-a modificat ceva. Vreau să văd puțin. Dacă s-a modificat sau nu ceva. Formation, nu, unde am intrat? Aici. Vă spun imediat dacă s-a modificat sau nu. Bun, Delic mi-a rămas acolo, Campbell acolo. Bun, și la instruction îți rămase așa, nu? Stay forward, getting behind, stay back. Cut pentru amândoi. Balance aici, stay forward pentru că stamina lupește. Bun, și al roluri, sper că nu s-a modificat în capitan, Messi. Ba da, s-a modificat. Bă, ce rahat, mă, modifică ăștia, frate. Cum scot un jucător? Deci trebuie să, în momentul în care scoateți un jucător, trebuie să verificați, frate. Deci, capitan De Ligt. Dă-l mă pe Van der Sar, lasă-l acolo. Short pass, ăsta, scurt, nu. Teș. Bun, long. Teș. Bun, penalti, așa, Zanetti, nu. Teș, Zanetti aici. Hai de viața mea. Succes ai cu Elit. Ah. Începe decăderea acum. Bun, hai să ne uităm la ăștia doi jucători, fraților, pentru că am vrut să vorbesc de motivul pentru care îi prefer, nu prefer. Dacă ar trebui să aleg între Messi, Gold și Butra, nu am cum să renunț la Butra, pentru că, fraților, pentru mine, pentru stilul meu, pentru că cum joc eu, am zis tot timpul pe poziție centrale, camp central, striker, 5 stele, iaur, bus maxim pe penalizare, da, prefer să joc cu viteză mai mică și vedeți bine, 77 de meciuri, 121 de goluri și 54 de contribuții, e cheat. Asta nu înseamnă că nu ratează, mai ratează, mă dă și pe lângă și în bară, dar cel puțin după ultimul update e absolut cheat cartonașul ăsta. Nu înțeleg de ce e așa de ieftin, pentru că cel puțin pe hârtie la nivelul lui Cruyff are doar 3 stele la skill move și probabil de asta jucătorii pro, dar e cheat, vă spune, dacă aveți ocazia să-l încercați măcar, e ce trebuie. Benedere momentan, sper să nu strice pentru că se apropie. 126 de meciuri, 167 de goluri, 70 de asisturi, absolut genial și din nou finishing pentru că, repet, e alegerea mea, e stilul meu. Am ajuns la concluzia că trebuie să-i dai boost acolo
cât mai mult pe attack position, finishing și shot power și da, joc în 99-99-99 și joc în 90-7-99-99, v-aș și arăt când vine vorba de brutal gaming. Dacă avea 99-99-99 era absolut perfect și da, prefer să renunț puțin la viteză, dar să dau boost maxim. Adică când sunt careu, trebuie să-i dau, frate, să intre, pentru că dacă nu intră, e groasă. Bun, astea fiind spuse, hai să-i dăm drumul la treabă. La mulți ani, mersi, mersi. Ce zici, Coaie? Ia auzi-mă că a venit Iovan și mă întreabă ce zici, Coaie. Bă, Coaie, ce să zic? Uite, momentan îți dau 300. Bine ai venit pe live, Coaie. Da, ce să zic? Dacă mă întreb ce zic, la mulți ani, mergi frumos. Aia zic, ăsta mafiot. Opa. Hopa, hopa, Penelopa. Faci o listă, mă, fule. Să știi că fac. O fac, bro, pentru că urmează decăderea. Decăderea moșului. Decăderea, mă, știu, știu ce se întâmplă, frate. Încep, dacă încep bine, după aia a doua zi o iau în brațe. Dacă încep prost, recuperez a doua zi. De obicei, totul se joacă la mine a treia zi. Și acum, de la 8-2, sincer... Sincer, și un 16-4 ar fi fantastic, dar și un 15-15, frate, ca să fiu sincer, nu ar fi rău. Pentru că aș avea încă matematic șanse la elit și atât timp cât am șanse matematic la elit, e ok. E bine, așa, ai dat pase la adversar, păi da, nu. E bine, hai puțină atenție. Aia zic, aia înseamnă să fii mafiot, tate, nu... Nu, intri, nu saluzi, nu la mulți ani, nu nimic. Ce faci cu aia din prima? Hop! Păi ce ai făcut, Băbiță? A, ce să intri să saluți la mulți ani, chestii, nu? Ce faci cu aia? Aia înseamnă să fii mafiot, frate. O vrăjel, ieftinel, chestii. Ori ești mafiot, ori ești mafiot. Ah. Wow, ce era să-mi iau autogol. 16-4 ar fi, da, da, știi cum e. Dacă nu te duci la 16-4, frate, o să fie greu, o să fie greu. Dar repede, mă mulțumesc cu 15-5, să nu înțelegi. Și 15-5 la acum îs eu, e ok. Dar dacă vrei, cam eu poate am pus pe elitul ăsta blestemat, nu de altceva. Dacă vrei elitul ăla, păi n-ai cum, trebuie să forțezi. Aoleu, Davis, ăla ce viteză, frate, s-a luat cu Messi la 99 accelerație, frate, vezi, asta zic. Trebuie să te gândești la 16-4. Delict. Nu acolo, mă, Coaie, nu, vedeți, n-ai cum, mi-a rămas Coaie mie acum, ia. Mi-a rămas Coaie în gură, mi-a rămas un coi în gură, mă. A venit ăsta cu Coaie și acum mă gândesc la Coaie. Trebuie să te gândești la 16-4, frate, pentru că dacă te gândești la 16-4, ia uite-l. Campbell, greoi la faza asta, ieși. Campbell aici nu mi-a plăcut, foarte greoi. Dă-i, 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 neavă, băi, Neymarsito, Papasito, tati. Teieș, l-am adus pe Teieș înapoi, pentru că am putut să integrez. Nu acolo, Coaie, ce faci, mă, Coaie, mă? Bine, Coaie, joc. Ce tare a fost asta, asta a fost tare, frate. A fost genial. Joacă bine, eu joc prost. Joacă el bine sau joc eu foarte prost? Una din două, una din două, una din două. Da. Ia uite, mă, ce pase dau ăștia mei. Ce aveți, mă, frate? Adică ce ai, mă, moșule, că tu le dai. Dai vina pe băieți, tu ești la butoane. Dă-te în gâtul tău. Ai, bun, s-a dus o pase bine, mă. Hai că e bine, mă. Campbell, unde te duci? Ia uite-l pe Campbell, ia. Hop, îl răudam. Bă, dar ce se apără, mă, frate, mă. Greu îi deschid eu pe ăștia, frățioare, care se apără așa brutal. Se apără brutal. Se apără brutal. Guarețca.
Ah, m-a citit, m-a deschis cu Haaland, să sperăm că nu șutează, apucă, apucat, bine mă, bine, bine, a dat low driven. Puțin noroc aici. Dacă era altul, dacă era... A, oleu, ce pase, frate, ce-s cu pasele astea, frate? Dacă era altul, mă făcea. Campbell, foarte bine, Campbell, foarte bine, Campbell. Aoleu, ce-ai cu tine, mă? Ce-ai coaie? Ce să am? Coaie? Campbell, foarte bine. Vai, 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 vai. Aba, revină, îți dă-ți două palme și revină, frate. Joci ca o ciubotă, mă. Joci ca o ciubotă. Hai, Zanetti. Hai de capul meu, mă, dar ce târziu și dă-mă la pasul ăsta. Hai, dai, hai. Bun, hai că l-am făcut aici. Te duci, Mesică, nu e offside. Hai, în centru, nu acolo. Bă, Campbell, unde urcă, mă, ăsta e nebun, mă, frate. Cu alu, bă, frate. Asta zic, deci, jucătorul e ok, frate. Toți jucătorii sunt ok. Dacă jocul nu-i futut. Dacă jocul, ăsta e gol. Ăsta e gol, bravo, bravo. Bă, a jucat bine. Dacă jocul nu-i futut, frate, mi-a plăcut reacția ta, una bună. Dacă jocul-i futut, Campbell e atacant cum era acum. Deci ați văzut, Campbell era 16 metri, fugea fără să-l aleg eu, fără nimica, cu low-medium, atenție, cu low-medium. Asta nu-mi plăcea mie la Van Dijk, pentru că urca, era cu medium-medium. Frumos, frate, a jucat bine, a jucat, chiar a jucat bine, eu am jucat ca o cismă. Dar poate ne revenim. Dacă jocul e ok... Mulți jucători sunt ok. Dacă jocul e futut, Campbell joacă pe poziție de atacant pentru că asta e situația. Pleacă de pe poziție și uitați și acum. Și nu-l controlez eu. Deci atenția că nu... Uite, vedeți cum se duce fără să-l controlez. Acum trebuie să dau eu manual înapoi, să vină să retragă idiotul înapoi. Dar nu-i vina lui. Asta e, așa mi se întâmpla și cu Varane, frate. Și Varane avea work rate-ul și mai criminal. L-avea cu medium high, știi? Da. Nu pot să mă uit neapărat la chat, mai ales că și pierd, dar na, sper să fie așa pe bun simț și pe respect, pentru că dacă nu e pe respect, dăm butonașul ăsta. Acum am dat 300 de secunde, există și bani, nicio problemă, mai vine cu un cont, mai dăm un ban. Nu e așa, Ivan? Ia zi tu, tati. Ia zi tu. Înțelegi tu cum stă situația. Haide mă, frate mă. Dă-mă în ea, mă, coaie! Frumos! Marius joacă co-op joc. N-am făcut nimica, frate. Am posesii și atâta. Problema, asta e povestea vieții mele, frate. Deci în momentul în care dau de un jucător care e drop back, se apără, contraatac, asta e problema la mine, frate. Atac, nu e smart deloc. Mă uitam azi la Remus pentru că jucam regionale. Frate, deci se apăra pe două linii, efectiv nu, deci incredibil, dar avea un stil foarte, deci mă, eu nu știu să controlez treaba asta. Clar, jucător de calitate, jucător de regional, despre ce vorbim. Eu am o problemă, mă duc și atac. Așa făceam și la FIFA 19. Și în momentul în care dau pe cineva care se apără foarte, foarte bine și mă prinde, nu kick-off glitch, umătii, să-ți... Bă! Ioan, faza în felul următor, frate, deci nu, eu n-am nicio problemă, ai zis odată, ți-am dat 300, dacă vii cu Caterinca la tine sau ca asta e ok, dacă totuși o dai pe vrăjeală ieftină și o dai cu așa pe șmecherie ieftină, nu se accepte, frate, îți dau bani, încearcă să-ți revii puțin. Păi ținem la Caterinca, la glumă, la asta, la ce vrei tu, chiar dacă se mai zice una alta, se dă 300 de secunde, nu-i în capă de țară. Dar lasă vrăjeala ieftină, că nu-i nimeni prost aici, frate. Nici eu, nici moderator, nici băieții ăștia care sunt pe live, știi? Hai facem o glumă, o Caterin, că te duci și faci pe alte live-uri, dacă ți se permite, să o dai așa în golăneală de asta ieftină, pentru că la mine golăneala e altceva.
Dacă mă urmărești de mult, ai ști că la mine goloneala e pe față, așa, nu e din spatele calculatorului sau din... Știi? Așa, ca idee. Se merită. Nu e vorba de 40 de ani. Vârsta e doar un număr, frățioare. Deci vârsta efectiv e doar un număr. Eu vorbesc de la egal la egal. Respectul trebuie să fie indiferent. Ai 40 de ani, ai 14 ani. Asta e o scuză, știi? Cum ați văzut Duc Adam când despre Moruțan? Că, cum a zis, domnule, că e încă copil. Când stați o leacă, frate, ce copil? Ce-o tatălea scuze că e copil? Că... ați văzut Haaland ce a făcut? Ați văzut că la interviu, nu știu dacă ați văzut, dar a dat un interviu și, mă rog, după ce a luat bătaie steaua de la CFR și respectivă... Hai, mă ajută cineva și pe mine? Mă rog, respectivă reporter, domnule, că e copil și asta, și a văzut Duc Adam și pe bună dreptate. Dar ce copil, domnule? Dar Haaland, cât țarnă are Haaland și ați văzut cum... Exact așa i-a zis. Aceeași chestie. Asta, domnule, 14 ani. Domnule, frate, ce, chestia de respect de asta, bă, ai de la... Ce contează că ai 14, că ai 12, că ai... O ai sau nu ai? Asta că scuze, domnule, copil, nu există așa ceva. Oi, 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 cu Messi greu. Ok, am revenit la un gol, dar sincer, sincer, greu, pentru că joacă bine, frate. Joacă foarte bine, se apără și... Bă, sincer, joacă mai bine ca mine. Se apără și intră contra-atac, frate. Știi, se apără foarte bine. No, asta e, eu joc mai deschis. Joacă mai bine, frate, asta e adevărul. Cum îl deschid pe ăsta, frate? Nu acolo, bă, De Jong, mă, De Jong, team of the year. Mă, dar dă-i, mă, de ce i-a dat acolo pase, coane, ești nebun la cap. Nu? Contra-atac. Dă-i contra-atacă, frate. Ah, bă, dar ce... Deci de la pasa lui De Jong din 16 metri, frate. Am dat pase pe Benyader și el a dat pase în spate la cine era? La Butragheni. Dacă dădea pase pe Benyader, frate, aia era fază de gol. M-a prins pe contraatac, gol, frate. Să mor eu când bag picioarele în gura mea de prost, frate. Cele mai grele meciuri sunt astea pentru mine, frate. Asta e. Cele mai grele meciuri, frate. A, de mă, delict, mă! Hai, hai, hai cu pase, hai un pic, mai rapid, mai rapid, hai! Hai, 3-2, greu! Greu, hai offside trap, poate o primă leacă Kiko Vriciu ăsta, blestemat. Hai, Zanetti, ridică-te, Zanetti, lua mingea și te-ai pus în curs, Zanetti! Ai de viața mea, Zanetti. I-a luat mingea, s-a pus în curs, Zanetti, mă. Aia zic. Aia înseamnă să fii mafiot. Bun, ia ta. Hai, Messica. Hai, Messica. Nu vrei, ia. Hai să vedem cine mă ajută aici. Hai, deschidem frumos aici. Hai încă o dată. Hai, De Jong, fă-tu o specială. Fă-tu o specială, De Jong. A, de mă, s-a aruncat cu mână la mă. Băi, să mă fâng în el, frate. A apărut-o pe Mecano. La ce? La SBC? S-a aruncat la automat, frate. Ai văzut? Bine, hai să încercăm deja, deși, na, pe final destul de greu. Dar nu l-am băgat, ba, dar l-am băgat pe James. Hai să băgăm și pe Vidal aici în locul lui Aurar. Ben Butra încă ok. Dacă egalăm, mergem în prelungiri, o să băgăm și pe Jovic. Ia să vedem James care e treaba cu el.
Rage, nu e Rage, nu e Rage, frate, pentru că a fost un adversar bun, a jucat bine, se apără foarte bine, problema e la mine, nu e la el. Eu n-am cum să am Rage când adversar e bun. S-a aruncat automat ăla, calculatorul, dar așa se întâmplă, nu că... Așa se întâmplă, na, n-ai ce să-i faci. Offside. Nu pot să fiu supărat când adversar joacă bine, frate. Eu nu dau Rage când adversarul e bun, dau Rage când eu domin... îs mult peste adversar și iau bătaie nemeritat. Dar acum dacă iau bătaie n-am de ce să mă supăr, frate. De ce să mă supăr? Chiar nu. Nu-și genul, nu. Nici așa, frate. Adică da, dacă adversarul e mai bun, de ce să mă supăr? Asta e, adversarul e mai bun. Ah, păcat, Ben Yedder, păcat. Bă, am ratat 2-3 ocazii. Dar repet, tot nu sunt supărat pentru că un adversar de calitate, frate. Un adversar care a jucat. Nu te du acolo. Bine. Calm. Campbell. Campbell, doamnelor și domnilor. Pentru cine întreabă Campbell, ăsta e Campbell. Bun. Dacă te lasă jocul e ce trebuie, frate. Dacă nu, ți-l trimite atacant. Că aia e. Ce să faci? Aia e. A, pase. Dacă luam pase asta. Dă-i Zanetti gura mătii azi. Ok. Davis. Adama Traore. Traore. Back to him again. Root for the cross. Campbell, foarte bine, frate. Nu, mă, ce faci? Ce faci, băbiță? Ce ai făcut, mă, coane, mă? E luz, așa e? E luz, frate. O mai am ce să mai fac. Deja prelungiri. Bine, 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 Campbell. Dar e luz. Na, nu am ce să mai fac, frate. Nu am ce să mai fac. Prea târziu. Prea târziu mi-am revenit la cap. Păcat. Nu, Jocob, Jocob. Puțin îmi pare rău, da. Puțin îmi pare rău, dar e ok. A jucat bine, frate. Camea și picioare, frate. E luz, frate. Am început prost, frate. Așa am început și ieri, cu înfrângere și după aia am reușit să scot la capăt. Avem un gol de la Butra, de la Ben Yedder. Gol din Neymar și asist. Păcat, da. Respect adversarului. Overall a avut mai multe ocazii. A jucat foarte. Adică na, eu joc pe atac, posesie. Băieții joacă fundul în poartă, contraatac. Și acolo am eu o problemă. Bă, bravo, bă. Deci nu, sunt puțin supărat, dar nu foarte mult. Sunt puțin supărat, vreau să văd anumite ratări. Dacă le dă, nu o să dea ratările, pentru că evident. Am avut 2-3 faze care dacă mă duceam în prelunge. E ok, asta e, dăm înainte, frate. Dăm înainte, suntem la 8-3, eram sigur că asta se întâmplă, frate. De asta nu mă gândesc niciodată la elit. 8-2 se poate transforma în 10-5. De ce sistem juca? Nu m-am uitat, dar juca drogback și contraatac, frate. Se vede când ataci, dacă e pe două linii, se vede, absolut. Asta ne uităm pe SBC-ul ăsta, vreau să văd cât costă despre ce e vorba și după aia mergem și jucăm. Trebuie să-mi revin puțin, că nu e bine. Aia e. Bun, bă, arată bine, arată bine, frate, arată foarte, foarte bine, bine, foarte, foarte bine, arată bine, medium, medium, 3-2 stele, da, bă, aici nu e o problemă, medium, medium, era mai bine medium, hai, 3-97 cu aggression 90, absolut genial, deci stamina aia 67 cu step back nu te deranjează, avem o donație de la Alex de 20 de euro, what, la mulți ani trăiască, mulțumesc frumos, bro, 20 de euro, bă, ești nebun, iară m-a venit cu donație groasă, Alex, mersi frumos, respect, bro, respect maxim, frățioare, mersi frumos, nu trebuia, bro, mersi frumos, frățioare, bă, dar trebuie să modific aici, frate, trebuie să modific la recorduri, îl avem pe 200 pe Alex. A trecut pe locul, opa, pac,
Pac pe locul 2. Uite așa, tati. Aia zic. Mulțumesc frumos, bro, apreciez nespus, frate. Mersi, mersi frumos, mersi din suflet. La mulți ani sănătoși, mersi frumos, apreciez, frățioare, te pup. Da, deci are 7-7 defending awareness, dar te duci și dai un shadow din prima, frate. Eu așa aș da shadow din prima, agility balance ok și are 85 short pase, e bun, mă. E un cartonaj bun, e un cartonaj care arată absolut senzațional și cu shadow îi dai pe intercepții, îi dai maxim pe stand tackle, slide și defending awareness. Dar hai să vedem cât costă, pentru că e important să vedem și cât costă. E un cartonaj de 86 totuși. E scump, frate. E scump, dar arată bine. Arată bine, frate, arată bine. 84, 84, 85 cu 3 jucători, cu 2 jucători Team of the Week. Ăsta îl poți combina, știți cu cine puteți combina? Cu băiatul ăsta de aici, frate. Eu o să-l iau pe Kovacic, dar cred că merge, intră mănușă combinat cu... Ia să vedem. Cu Akanji, nu? Da, dacă luați pe Akanji ăsta de aici, care e Moka, medium high, excelent, 6-2, foarte bine. Și 89-80, puțin mai low pe straight aggression, dar mai bine o leacă overall pe defending. Agility balance, pe acolo sunt, 87 pase, shadow și low ăsta. Ăștia doi ar merge mănușă împreună. Acum, trebuie să vă gândiți că ăsta îl puteți lua Moka dacă vreți doar unul și pe ăla trebuie să băgați, mă rog, în ăla trebuie să băgați resurse, dar ăla are avantajul stegulețului francez. Te combin, să zic eu, ai un Van der Sar sau un Oris, te combin cu Varane, sunt opțiuni bune, frate, sunt opțiuni bune, arată bine, dar, repet, scumpuț. E cam pitic, într-adevăr. Acesta are Kovacic. Kovacic, eu o leau pe el, frate, o leau pe el, vă spun de acum și dau până când o să am eu de Zidane sau de... Încă mă gândesc la meciul trecut, trebuie să-mi revin puțin, dar foarte bun și Savic, depinde ce echipe aveți. Așa arată Kovacic și 4 stele, 4 stele, hai. Work rate-ul e perfect pentru second CDM, agility, balance pe el, are straight, aggression, are defending, poți să joci mijlocat sau în cazul meu second CDM și are vision 90 și ori pase 95 și are și ceva acolo la shot power cu long shot, deci dacă ajungi să o dai de pe la marginea carieră dintr-un corner, ajunge mingea la el, o dă spre poartă măcar, deci sunt șanse să și înscrii. Cu el, eu îi dau, când o să-l iau, o să-i dau anchor, pentru că vreau să-i dau stray, vreau să-i dau aggression, vreau să-i dau pe defending și vreau să-i dau un boost pe viteză până la 91 accelerație. Sunt deja mulțumit de pase, deja mulțumit de agility de, și balance, are reacție ok, ball control foarte bun. Deci eu o să-l iau pe ăsta și o să fac o mutare în funcție de, o să-l bag acum, indiferent ce se întâmplă, o să-l bag la jumătatea meciului în locul lui Messi, deși e greu să cum să schimb pe Messi și eu prost, dar trebuie să-l încerc, frate, pe James. Pentru că dacă mă convinge James, acum l-am băgat pe final cineva să facă, dacă mă convinge James să-l pot vinde pe Messi și probabil că o să schimb aici de Young, deși mie îmi place de Young, cu și anume Kanté Team of the Year. Îl luăm pe Kanté Team of the Year și facem link frumos cu Kovacic care să vină în locul lui Aura. Cum e? E bun, frate, da, puțin scumpuț. Oare mai bun Kovacic pe hârtie? E mai bun, frate. Și work rate-ul e mai bun. Dar și Savic. Dacă sunteți pe Italia, Savic îl arată bine. Dar la cum sunt eu, la cum o gândesc eu, e mai bun, are high. Deci e perfect pentru second CDM, dar și pentru mijlocaș. Are 4 stele la weak foot. Stă mai bine și pe physical și pe defending. Cam acolo agility, balance. Viteză, și pe viteză stă mai bine. Stă mai bine și pe shot power. Nu, stă mai bine, e mai bun, frate. E mai bun decât, dar e bun și Aurar. E un cartonaș ok Aurar, deci n-am nimic cu el. Chiar n-am nimic. Chiar la mine contribuții decente, 88 de meciuri. Are 28 de pase, e ok. Chiar și un gol, deci e ok. Kuman e cartonaș decent. 96-94. Hai să dau un fitness. E un cartonaș ok. Dacă în 10 acolo n-ai ce să iei, la mulți ani, mersi frumos. E un cartonaș ok. Da, e un cartonaș bun. Upamecano. Merge link frumos cu Akanji. Dar e un cartonaș care nu e foarte ieftin. Deci trebuie să vezi ce ai la club, ce resurse. În general, faceți cartonașele care știu eu, pe care le puteți bloca până la Team of the Season. Dacă
ai nevoie de Link, ai un Varane, ai nevoie de Link și crezi că îl poți bloca până la Team of the Season sau, mă rog, dacă prinzi ceva mai bun între timp, Doamne ajută, merită făcut, dacă nu, nu. James ăsta, ok, ouleu, ce echipă, mă. Asta e echipă, asta e echipă dificilă, ok, am înțeles. Ok, Dezai acolo cu David, De Gea în poartă, foarte bine pe flancuri, viteză Sané și cu James. Hai! No, așa, Zanetti, s-a dus Zanetti în cur, frate. Pasăirea. Dă-n-ia, bă, frate, bă, dă, bă, n-ia, frate. Deci, Doamne frește, am zis că nu o să fac rage azi, pentru că e ziua mea. Dar n-ai cum coane așa ceva. Aici, viteza, vedeți? Viteză. Asta e avantajul când ai, când ai jucători pe viteză. Bun, te-ai dus, ia ta, nu te prinde nici naiba, în flanc. Te ajută foarte mult pentru că nu neapărat să ai finalizare și James are și finalizare, e foarte bun și la finalizare. Te o scoți în centru la striker sau la cam. Ok, Aura la finalizare, dar nu înțeleg de ce, ce-mi caută. Mă, vedeți, aici eu nu înțeleg o chestie, frate. Auraru îmi joacă second CDM cu stay back, pentru că aia e high medium. Practic a făcut schimb de poziție, de asta am dat și pauză. Cu cine? Cu Benader, care e mai atacant. Deci nu înțeleg, frate, aici vedeți cum se implică jocul. Eu n-am nimic, a, e, câștigi, pierzi, a, e. Dar nu înțeleg, cum meciul trecut Campbell, îmi juca era în careu de 16 metri, fără să dai un manual, fără nimic. Deci mie Aurar, acum era la finalizare, dacă mi-era Benader sau Butragheniu, era șansa mai mare de gol. Nu înțeleg de ce nu a stat pe poziția lui. În condițiile în care se vede clar pe așezare că el e second CDM, nu e pe poziție de cam sau atacant. Foarte strană, mă, Electronic Arts anul ăsta. Foarte strană Electronic Arts anul ăsta. Serios, deci n-ai cum, frate, așa ceva. Deci n-ai cum, frate. Am dat pauza anume, pentru că de ce e Aurar acolo? Vreau să văd, bă, l-am pus din greșeală. Nu, nu e pus din greșeală absolut deloc. E jocul care e greșit. Total. Campbell, foarte bine. Noroc pentru că Zanetti... Te dus. Viteză. Hai, Mesică. Bun. Hai să construim puțin. Protejăm mingea. Shoot. De Gea. La mulțumesc, mersi. Pe CDM îl joc, eu pe CDM îl joc, frate, eu pe CDM îl joc, dar nu știu de ce era atacant, nici nu era CDM, de ce nu știu. Aoleu, Campbell. Haide, mă, pasie, mă, frate, printre cei doi. Bun. Bun, Campbell, foarte bine. Bine, hai. Hai, Zanetti. Hai, la Butra în centru, din prima. Și șut. Bine, 1-0, frate. Bine, frate. Aoleu. De Ligt. Da-i? Bun, 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 Campbell, bun. Hai, hai, din prima. Shot! Vai, tu-ți gura, mă! Vedeți? Asta e avantajul cu De Jong, frate, că nu ți-e frică să te duci să șutezi. Shot! Contraatac, evident.
Stai, stai acolo, stai acolo, stai acolo. Nu, mă, bă, nu, mă, bă, 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 joc infect. Bă, biliard, biliard infect, biliard infect, frate, biliard infect, frate. O scoate pac, pac la ăla imediat din treime. Bă, dă o naibă, frate. Biliard, mă, asta e popice, mă, frate, cum s-a dus mingea, frate. Popice s-a dus, frate, biliard s-a dus. Asta a fost biliard, mă, asta n-a fost. Ce e asta, frate? Din prima, măi, infect de joc. Bă, ce delay am, frate. Deci al treilea shoot care îl dau efectiv, am făcut două preluări și asta a fost din prima și nu-l șutează, frate. Ce biliardul ăsta, mă? Când trebuie să-ți iei gol, îți iei, frate. E biliard coaie ăsta a fost. Biliard. Mi-a rămas coaie de la Ivan. Că toată m-a întrebat ce faci coaie. Bine, coaie. Da, mă, shoot, mă, nu-i. Nu se poate juca, mă. Deci e absolut incredibil, frate. Da, mă, shoot, naibii. N-ai cum, frate. Bă, deci n-ai cum, mă, șutezi și el mai face preluare, merge în față, frate. Nu șutează din prima, merge în față. Ce rahat e ăsta, frate? Dacă eu șutez, șutează, mă, ia-mi comanda, mă. N-ai cum așa ceva, coane, dar n-ai cum să joci așa dacă tu nu mi-ai comanda. Dă-i, dă pasele aia, mă, dă drumul, mă, la ce-ți fac eu, coane. N-ai cum așa ceva, frate. Hai, Zanetti, hai, Zanetti, că te-ai mai îngropat de două ori. Hai, hai. Bine, hai, calm. Și uitați-o lea cu un Campbell, vedeți? Bă, ăsta e nebun jocul ăsta, mă. Unde e Campbell, unde era Campbell, frate? Hai, Delict, hai. Doamne, iartă-mă. Doamne, iartă-mă, frate, ce joc, mă. Nu te enerva, mușule, că e ziua ta. Fii happy. Don't worry, be happy. Bine, 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 tată, bine, bine. Pic foul, dar asta e. Psst. Doamne ferește, frate, n-ai cum așa ceva. Ok. Dar știți de ce? Pentru că e delay, frate. Deci, practic, eu am dat pase, exact cum dau șut și nu ia, așa se întâmplă și în apărare. Eu am dat pase, frate, știi? Și, uite, intervine târziu, intervine după ce apeși tu butonul. Și el a dat, în loc să dea pase, cum am dat eu, el a mai făcut, practic, două mișcări de lift, nu e vina lui. Deci, el a mai făcut, efectiv, doi pași. Doi pași, care, efectiv, i-a dat timp adversarului să-mi ia mingea. Despre asta e vorba, frate, ăsta e delay-ul. Deci a mai făcut exact doi pași. Dacă el dădea pase când am dat eu, efectiv, din prima când am dat eu, nici nu era vorba de poziție. Ok. 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 Calmează-te, moștre, hai. Bine că da bară din 10 metri. Opsa, dar bine că da bară din 10 metri, frate. Ce să zic? Bravo. Cum 2-2, frate? Mm-hmm.
Nu te juca, mă, că e delay, bă, dar și eu sunt prost, mă, e delay, mă, de ce te joci, prostule, de ce te joci, frate, dacă e delay, de ce te joci, ce tu te joci ca un prost, frate? Uite, nu dă drumul la pase, ce să-i fac, mă, n-am ce să-i fac, mă, nu am ce să-i fac, mă, că nu dă drumul la pase, mă, nu dă drumul, mă, nu dă drumul, ce să-i fac la jocul ăsta, mă? Uite ce târziu de drumul cu aia la pase, nu vine să cred, mă, ești nebun. Uite, nu face bărrolul, frate. Haide, mă, nu te lovi de... 70% posesie, contraatac, spund în poartă contraatac, greșel de căcat de la joc. Hai, mă, bani. Mersi frumos. Da, bun. A, e clar. Trebuie să iau o pauză. Iau o pauză de un minut și revenim. Trebuie să joc meciul, n-am ce să fac, frate. De asta nu mă bucur când am. Vedeți voi ce ți-e 4, ce ți-e 8-2, ce ți-e 6-4. 8-6-4 se poate transforma imediat în 8-4. 8-2 se transformă imediat în 8-4. Și s-a dus dracului din nou elit. Asta zic, frate. Merte făcând, nu are rost să... Nu, no, încerc să nu mă enervez, dar nu ai cum așa ceva, pentru că cine zice că, bă, e skill-ul și totul e de aici, bă, e de aici până la un moment dat, frate. Pentru că în momentul în care, efectiv, jucătorul și-o bagă singur în poartă, în momentul în care e bambilici, deci efectiv, deci se lovește mingea, mă, de jucători, în momentul în care dă pase, gândiți-vă că am avut 2-1, și golurile pe care mi-am luat, deci dau pase și nu dă pase, mă, nu-ți ia comanda, frate. E greu să te enervezi. E foarte greu. Eu de la 5 eram 9-11, te cred. Haideți că aici facem jocuri bune cu alte jocuri live și în calitate. Haideți aici. Haideți repede la Cosmin. Mama măsii. Sunt foarte calm. La Moțea Motion, mersi frumos. E delay, așa e. E delay. Doi nimic, trebuie să joc. N-am ce să fac, frate. Nu e furt, frate, nu e furt. Asta e. Odată așa, odată așa. Mersi, 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 mersi. Odată așa, odată așa. Știți care e problema? Normal că mă enervez pe moment. Că n-am cum să nu mă enervez, să nu fie rece. Mai ales că văd că mă îndepărtez și văd că nu reușesc să scot la capăt. Cu obiectivul meu, principal. Dar nu mă enervez foarte tare pentru că, vedeți voi, la cele meciuri pe care le câștig, eu n-am de unde să știu că săracul ăla, bine, nu mi s-a întâmplat ce am pățit acum, autogolul ăla lui Campbell, care nu-i vina lui, evident, pentru că asta e situația. Mie nu mi s-a întâmplat așa chiar să dea autogoluri și de astea, nu. Dar poate am câștigat și o meciuri în care adversarul a avut mare, mare delay și eu nu mi-am dat seama. Sau poate jucătorii lui stăteau aiurea pe teren. Sau poate el săracul încerca să facă, ba, dar ce greu merge, frate, Doamne ferește ce delay am, frate. Teotas, fake shot, nu mi l-am încercat să văd. Deci ce delay, frate, ăsta e ce... Hai, Doamne, nu se poate juca, frate. Nu se poate juca, frate, ce greu se mișcă. Doamne, ferește. Nu se poate, deci eu nu pot juca, frate, deci nu pot să fac nimic, frate, arunzi el. Nu pot să cred, mă, ce delay am, frate. Hai, Doamne, ce delay pot să am, mă.
Deci nu poți să, bă, deci nu poți să selectezi jucătorii, fraților, nu poți să selectezi jucătorii, mersi pentru donație. Nu poți să selectezi jucătorii cu aia așa ceva, Doamne. Haide mă, dai. Foaie, Doamne, frate. Campbell, ce cu tine, Campbell? Bă, Campbell, bă, Campbell, bă, frate, mă, dar n-a jucat așa, frate, 10 meci în weekend league, a jucat perfect, mă, ce se întâmplă, mă? De ce e atacant? De ce s-a urcat el acolo sus, în condiții în care eu nu l-am selectat? Da, ce să dea, bă, ce să dea din prima coaie, că dacă eu am secundă, dam două secunde, frate. Nu poți să selectezi jucătorii, sunteți nebun la cap? Bă, nu poți să selectezi jucătorii, mă, mi selectează după o secundă, frate, n-ai cum așa ceva. Doamne ferește! Dă-i! Hai, calm. Du-te. Iată. Nu pot să fac fake shot-ul. Nu pot să fac fake shot-ul din preluare, pentru că e delay. Dă-i la bot. Îi dau pe naiba, frate. Nu poți să selectezi jucătorii, frate. Îmi selectează cu o secundă după ce îi selectez eu. Bine, bine, Campbell. Bine, Campbell, tati. Doamne, ferește-mă. Bine, delict, nu e fault, sus. Da, aici. Și din prima. Fai, te ștegă, mă. Trebuia să nu mai în față, m-am grăbit. Nu acolo. Nu acolo, bă, tâmpitule! Oh, yo. Martial, Conte. Now Rui Costa. Fai, Doamne. Selectează jucătorii, te rog, că nu poți să iau minge dacă nu selectezi jucătorii, frate. Fai, Doamne, selectează-l! Hai, bine. Hai, urcă. Mi-a ieșit. Aoleu, ce pase! Unde a dat pase? Coane, du-te, bă! Bă, unde mi-a dat pase, mă? Bine, Butra. Vai, ce bine, Butra. Bun, hai. Butra, unde mi-a dat pasă, frate. Șut! Bine, mă! Boi, Doamne, mă! Cum e să joci contra jocului, mă? Ce urât e să joci contra jocului, frate? Wow! Ce urât e să joci contra jocului, frate? Doamne, ferește, mă! Hai, selectează jucătorii, te rog. Bine. Nu ieși cu Campbell, greșit. Bun. Fault? Ok. Du-te în spate, Campbell. Du-te, fugi. Du-te pe poziția ta. Lasă-l pe De Jong aici, că își face el treaba. Știi el ce știe.
Bun, Zanetti, nu trece nimeni de tine. Aoleu. Bine, bine, bine. Te duci. Calm, nu te grăbi. Te duci. Ce pase, mă, ce pase, mă. Bun, bun, Campbell, bun, tati, bun, tati. Dacă stă pe poziție și, bă, deci dacă stă pe poziție, pe poziția lui acolo, frate, n-ai, mă, e bun, frate. Dacă ți-l trimite atacant, ce naiba să faci? Dacă ți-l trimite jocul atacant, ce naiba să faci? N-am mai apucat să dau drumul la pasă. Bun. La mulți ani, mersi frumos. Salut, Alex. Mersi frumos, bro. Ce faci, Andu? Nici nu știu, n-am urmărit, frate. Nici nu știu că n-ai făcut live, dar nu știu, ai avut calificări azi, bro. Ai jucat? Mersi, mersi, mersi. Te-ai calificat, bravo, felicitări, frate. E un stor creierie, nu știu ce să fac, frate, nu știu ce să fac. În sensul că am avut meciuri, m-am pierdut înainte un meci cu 70% posesie, frate. 70% posesie. Am un delay cel puțin efect. Vreau să-l încerc, o să-l schimb pe Messi, știu că e urât din partea mea, dar vreau să-l încerc și pe băiețașul ăsta, că de asta l-am făcut, să văd ce și cum. Felicitări, Andule, pentru calificare, bravo. Nu știu ce să fac, frate, să mor. Am meciuri în care dominam posesie incredibilă, am faze și ăla are un șut, un gol, îmi dă niște caramboni, niște căcaturi și îmi iau bătaie sau, mă rog, nu știu ce dracu să fac. Acum joc pe un delay infect, mă, efectiv infect. Nu știu cum e la voi la regionale, dar frate, e la calificare, dar infect, frate, nu se poate juca, frate, nu poți să selectezi jucători, așa ceva n-ar trebui să existe, frate, într-un joc care e fan, n-ar trebui să existe, frate, nu există așa ceva, frate. Uite, nu selectează jucătorii, mă. Doamne ferește, mă. Bine, hai Butra, dă-i. Hai Butra, dă-i! Fake shot, mă! Fake shot, coi! Noroc că am dat-o în spate! Fake shot, coi! Noroc că am dat-o în spate, mă! Fake shot, frate! El a dat pase, frate! Lumea la fake shot! Doamne, iartă-mă! Nu urca! Campbell, du-te înapoi, tati! Du-te înapoi! Lasă, așa! Du-te pe poziția ta! Lasă pe băieți, că se descurcă ei! James! Bă, James se ținte bine, să fiu sincer. Și pe delay infect, frate, se ținte. Hai, Campbell, du-te înapoi. Du-te înapoi, n-ai ce căuta acolo, Campbell. Uite, mă, uite, uite, un pic că nu-mi dă pasele, mă, aici. Cât de infect poate să fie să nu-mi dea drumul la pase, mă? Dă un pizda, mă, ăsta de treabă, mă. Bine, hai. Hai de capul meu, mă. Nu face bărrol. Mă, frate, nu se poate juca, frate. Când dracu să joc, să joc și eu. Să fiu și eu, să joc și eu ca lume. Ok. Ai, de capul meu. Bine, Butra, foarte bine, tati. Să vă băgați drogbecul în curbă, frate. Ăștia de la Electronic Arts să-l bage, care au lăsat drogbecul în joc. Să-l bage în cur, frate. M-am săturat de drogbec, frate.
M-am săturat, frate, m-am săturat, efectiv, drop back, așteaptă contraatac, te duci și nu găsești spații. Și eu prost, doar am 2-1. Ar trebui să omor jocul, da? Drop back, contraatac, drop back, contraatac, haide, mă. Iată, 5 linii, frate. Da, calculatorul. Ia mea. Nu acolo, bă, 16 metri tâmpit de joc. Așa, păi dă pase lui, cât. Hai, James, pe viteză. Hai să văd viteza. Nu mai. Scoate în centru. Bine. Bine, a scos-o, da, Butrageniu. Bine, Campbell. Mersi. Doamne, ferește, 63 posesie, da. Hernandez Prime. Arată bine, frate, dar 3 stele week foot-ul ăla, nu știu ce să zic. La mulți ani. Câți ani ai făcut? 20 prin picior. Ah, ce prost am ieșit. Bine, Vidal, care abia a intrat, proaspăt. Te-ai dus. Ce pase e asta? N-ai cum așa ceva să dai pase în aud de acolo, mă, frate, mă. Bă, n-ai cum să dai, frate, cine stea lui Fu Butragene, mă. Ce-i cu jocul ăsta câteodată, frate? Campbell, bă, Campbell, doamnelor și domn, dacă e pe poziția lui și-l lasă să joacă, ăsta e Campbell, frate. Ce frumos a poziționat Campbell, frate. Mersi, frate. Mersi. Salut, Tudor. Salut. Calm, bro, guys, se poate. Băi, m-am săturat de jocul ăsta până peste cap, frate. Nu m-am săturat de joc, frate. M-am săturat efectiv de lagul ăsta infect, de delay-ul ăsta infect. Deci nu se poate să joci. Nu știu la ce oră trebuie să joci, sincer vă spun. Nu se poate să joci, frate, să nu poți să dai o pasă, să nu poți să selectezi jucătorul. E absolut incredibil, absolut infect. Deci nu se poate, frate. Am înțeleg dacă, bă, e un meci așa, un meci așa. Nu poți să selectezi jucătorul. Îl selectezi mai târziu. Șutezi, nu șutează. Dai pase, ți-o dă cu o secundă, două din întârziere, frate. Șutezi, face preluare. Face preluare, sare mingea ca din gard. Este absolut incredibil, frate. E ziua mea, vreau să fiu calm. Dar nu se poate juca. E impracticabil. La ora asta, cel puțin, pe Xbox sunt. Este absolut impracticabil. Este absolut jenant. Absolut jenant, Electronic Arts. Absolut jenant. Faceți ceva, luați măsuri, faceți servere, nu știu. Schimbați ceva la jocul ăsta, încercați să ne puneți ăștia din Europa de ei să jucăm între noi. Nu-mi dau seama, frate. Joc acasă pe server de la pizda, mă, este din Germania și am delay de 2 secunde la proprie. 2 secunde. Dau pase, una, două. Hai. Șutez.
O să pun pe ecran să avem aia. Șutez, el mai face 2 pași înainte să fac. Cum să facem? Dacă eu șutez, tu de ce să mai faci 2 pași? Este absolut incredibil, frate. Deci n-ai cum, frate. Pe cuvântul meu, deci. E absolut incredibil. Mersi, Tudor, mersi. Măsuri de 10 ani am vrea să facă. Nu știi ce se întâmplă. Problema e că serverele sunt la fel ca alea de 10 ani în urmă. Bine, că acum știți cum e, că i-au scos, au dat oficial, că e de la joc cum ar veni, că fac un fel de bottom delay de la artificial ca să echilibrezi oarecum situația. Despre asta e vorba. Așa zic ei. Dar serverele, ce s-a întâmplat? Serverele sunt aceleași 10 ani în urmă, aceleași serverele. N-au schimbat absolut nimic. Îi zic că au fi băgat între timp niște serverele. Între timp, userii s-au înmulțit. Da, pe an ce trece, jocul ăsta ia amploare și din ce în ce mai mulți user, mai mulți jucători care au interes către Ultimate Team. Fraților, ca să ne înțelegem, avem delay și în meniu. Deci în meniu noi avem delay. Avem delay pentru că sunt servere dedicate pe console și în Squad Battles. Ai delay în Squad Battles. Este inacceptabil. Și, jucăm așa, ce poți să faci? Că nu poți să faci nimic. Dar nici nu poți să taci din gură, zici că să te faci, că nu, frate, nu. Pentru că, normal, un joc ar trebui să joci din plăcere, dar uite că îl joci cu stres. Pe toate platformele, da, absolut, dar eu nu am zis că doar pe Xbox. Eu vă zic de Xbox pentru că eu acum sunt pe Xbox. Dar eu v-am zis, fraților, la meciul ăsta... Meciul trecut știți ce a fost, cu autogol și, dar repet, chiar și meciul trecut dau pase și De Ligt Team of the Year face 2 pași. Deci dau pase și el mai face 2 pași, vine fundașul, mi-a minge, se duce singur la poartă. Dau pase în 10 metri, îl văd pe Neymar, vine Neymar, dau pase... Singur scapă de marcaj, șutez să dea șut din prima din 10 metri. Un penalti în mișcare. Șutez să dea șut din prima, ce face Neymar? Face preluare și mai face și un pas înainte, vine celălalt fundaș și ia mingea. Îmi card finesul, mă duc cu Beneder, intru în careu la 10 metri și mai face, nu 2, 3 pași cu mingea la picior. Eu o șutez, încarc și el mai face 3 pași. Înainte se dea minge. Este absolut incredibil, frate. Da, uite, și tremur. Deci n-ai cum așa ceva, frate. În fine, aia. Da, de la 8-2 în 9-4. Foarte prost. Capul sus. Sigur, da. Băieții, da, apar în noiembrie. FIFA 2 apare în septembrie pe 27 sau dacă ți-ai acces un pic mai devreme, câteva zile mai devreme. În septembrie apare. La ora 5 și la ora 5 și la ora... Da, dar eu tine, când să joc? Eu joc și eu cum pot, frate. Joc și eu cum pot. Da, mergem pe repede înainte. Dăm material. Trebuie să mă calmez eu puțin. M-am enervat de la primul meci, frate. M-am enervat de la primul meci. Și n-ar fi trebuit să mă enervez. Că la urma urmei... E un joc. Bun. Fitness. Da, la penaltele alea inexistente știi de ce să fac, Andrei? Hai să spun de ce să fac penaltele inexistente. Nu-i vina jucătorului, pentru că mulți zic, eu de asta când vedeți că o comite, spre exemplu, Campbell, ați văzut acum Campbell, când nu se duce de nebun și... Ce se întâmplă? Spre exemplu, tu faci o intervenție, ești cu, nu știu, cu De Ligt, cu Campbell, cu Van Dijk, cu cine joc, cu Varane, cu cine ai tu acolo, cu Lenglet, cu Carlos, cu cine ai acolo, nu contează pe cine ai, cu De Zaii, Doamne ajută, Prime, Maldini, nu contează. Și tu faci o intervenție. Fiind delay-ul ăla artificial sau real sau mamă măsii, el intervenția ți-o face mai târziu. Între timp, adversarul care evident nu are delay, ce face? El face o preluare într-un lateral, da? Spre șut sau spre poartă. Ei, tu, spre exemplu, de asta de multe ori o faci automat. De multe ori, efectiv, nici nu știi că a fost penalt. Deci, ce a fluierat? A fost offside? Nu, a, penalte. What? E bine, dar când faci intervenția, chiar dacă ești față în față, deci nu din lateral sau din spate, ți-o face cu o secundă mai târziu. În secunda aia, el și-a dat înspre direcția de șut mingea. Și tu, evident că nu mai ai mingea, iei piciorul. Dar intenția ta, nici vorbă să iei piciorul. Dar pentru că e delay-ul ăla, el face, îți ia comanda mai târziu și ia piciorul și îți dă penalte. De multe ori se întâmplă așa. E prea de tot joc, asta am văzut și eu. Da, știu că e de tot. Dar ce să-i facem? Dă-mi înainte, frate, ne enervăm. Ai cu 16-4, nu mai prin 16-4.
Nu mai prin 16-4, bro. Nu mai prin 16-4. Moșul m-a uitat la canal la Little PB și se vedea cum se ridică mânuța Campbell și l-a sprint. Da, 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 știu, 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 dar nu-i de la Campbell. Oh, ce echipă frumoasă, asta e echipă frumoasă chiar. Bine, Casemiro acolo nu mai e frumoasă Casemiro, probabil pentru Ren, că îți curiosc dacă are schimbare. 9-4, mă. Te iubesc, moșule, La mulți ani, moșule. Între Baby Fernandez aici sau Prime, ce ai alege? Aș alege ce e Moca. Mă, Ferdinand încă e jucabil și încă e stricat. Campbell nu mă deranjează deloc. Sunt jucători diferiți, frate. Nu mă deranjează deloc. Campbell e pe stilul Van Dijk. Da? Virgil Van Dijk, puțin mai greoi, dar stâlp. Da? Și Campbell chiar joacă bine, eu sunt mulțumit de el. Chiar nu pase complete tot ce vrei tu. Are probleme de agility, dacă nu e lag și delay. Nu, te apuci de făcut nebunii cu el. Adică nu te apuci de făcut piruete sau ceva. Efectiv, joci normal. Dezai, probabil că Dezai ar fi prima mea opțiune, ca să fiu sincer. Dezai ar fi prima mea opțiune, dar depinde ce ai Moca, frate. Adică depinde. Dacă ai deja Dezai untradeable și ai Rio Ferdinand untradeable, nu te duci pe Campbell, investești în altă direcție, știi? Și chiar și de la swap, îți iei altceva de la swap. Bun, am mers fake shot-ul, ăsta e important. Vedeți ce înseamnă preluare și shoot din prima, frate? Asta înseamnă preluare și shoot din prima. Am încercat un fake shot. Avem rush quit și gol. Și victorie. Am încercat un fake shot ca să vedem dacă avem delay. Am mers fake shot-ul. Deci nu aveam delay. Am dat o pase, a făcut preluare, shoot din prima în secunda aia. Preluare scurtă din joystick, shoot, gol, victorie. Despre asta e vorba când te lasă jocul. Când nu te lasă jocul, ce făcea Benedet? Dădea șut, preluare șut? Nu! Mai făcea doi pași în față. Asta face când e delay. Acum n-am avut delay, a fost gol. Meciurile trecute am avut delay și n-am reușit să dau un șut. E diferență între cum a jucat acum și cum a jucat meciul trecut? Nu e nicio diferență. Zero diferență. Diferența e la serverele lor. Înțelegeți? Da, nu te poți bucura, Valeriu. Nu te poți bucura, bro. Nu te poți bucura, știi de ce? Pentru că ai avut meciul trecut care te-a futut. Nu poți să te bucuri că ai rage quit în minutul 7. Că n-ai cum. La mulți ani, mulțumesc frumos, The Game Channel. Salut, bro, mersi frumos. Mă, ce diferență, mă, și ce frustrant e, frate. Nici la victorie nu te bucuri, frate. Bravo, Coaie, bine zice. Da, Coaie, ai dreptate. Al nume speak. Da, bă, VGI, lăsând skill-ul deoparte, uite, nu știu dacă mai e Andu cu noi, Andu e jucător de o calitate extraordinară, eu sper că nu s-a supărat nimeni când am zis că, din punctul meu de vedere, e cel mai în formă jucător român în momentul de față. Da, da, Big, da, faza asta am făcut-o azi de 5 ori și abia mi-a ieșit odată. Au skill, frate, și știu să controleze scăpările jocului foarte bine, au skill foarte bine, deci foarte bun. Eu... Na, valoarea mea e de gold 1, mă zbat acolo, sper, sper, nu înseamnă că o să prind, poate nu o să prind anul 100 de trip. Aia e valoarea mea, ăla e nivelul meu. Bine, acum 90%, 99% dintre jucători suntem acolo, la gold 1, gold 2, mai ciupim cu tenelii 3 care și cum, dar toți suntem acolo. Ei, diferența de 0,1% sau de 1%, în jucătorul e foarte bun, care știu să controleze. Sunt jucători, pentru că dacă vă uitați și la noi, sunt jucători care joacă doar la anumite ore. Sunt jucători care intră doar seara, joacă seara, joacă dimineața. Contrează foarte mult și treaba asta. Eu nu sunt jucător pro, eu sunt content creator și atunci joc când pot. Dacă aveam și eu 20 de ani, eram în facultate și da, eu am copil, am soție, am muncă, muncesc din sar capacele, chiar dacă sunt oarecum model în domeniul ăsta, și joc când pot. Probabil și ora și skill-ul cu siguranță. Deci, băieții ăștia au skill, știu să controleze, clar. Eu nu am skill-ul lor, știi? Și probabil de acolo, în primul rând, skill-ul. Nu știu dacă avem golul. Nu avem nimic. Nu i-a dat nimic, frate. Dă-mă înainte. Stau mult și trag, editez pentru alții și sunt plătit pentru asta, știi? Editez, trag așa brutul, nu intru în editare de aia profi. Trag brutul și dau mai departe, cineva se ocupă de editare mai profi pentru niște băieți de afară. A, facem și noi un ban cinstit. Mă, nu.
Nu, eu l-am scos. Eu spun sincer, cea mai bună performanță anul ăsta, mă rog, e 21-8, dar nu, mă refer așa la strike, la victorii, serie de victorii, a fost, am avut 9 victorii. Săptămâna trecută am avut, cât am avut? Da, 11-2 și după aia, mă rog, am pierdut șansa la, mă rog, asta e. Rampe Del Piero este forță, mine în două goluri. Pe... Da, da, e bun Del Piero, frate, 5 stele, ui futul ăla. Aceeași chestie la mine cu Butra, ia să o genial, frate. Mă, deci... Nu știu ce să zic, frate. Ce chem să pui pe Del Piero? Eu aș da un Hunter pentru viteză, frate. Dacă nu te deranjează, oricum bus pe neapărat pe șut, știi? Din păcate am început la 8-2 și sunt la 10-4, bro. Sunt nașpa, dar merge și nașpa, și eu sunt dezamăgit și puțin supărat. Aia. Nu sunt de Eusebio, nu, în față sunt ok, frate. Vreau să-mi fac Dambraua eu cu Zidane sau cu Zidane sau cu Zisezic sau cu Gullit. Și pe final, chiar dacă o să fie mid, nu, baby, mid R9, aș vrea un R9 pe final, pentru că e diferență față de anul trecut. Sunt pe 7 milioane la profit, transfer profit, pe grandul care l-am făcut, dar mult mai slab față de anul trecut, știi? Bine, anul trecut aveam iconurile și premiile erau untradeable, aveam pentru ce să fac grind și, mă rog, știți care e povestea de anul trecut. Aoleu, dacă dădea, bine mă, hai că mergi acum. Bun, calm, De Jong, 1-0. Dă nea, bă, dă, bă, nea, mă, deci, bă, frate, bă, deci, care, știi, dacă dă drumul când trebuie la minge, frate, e atât de simplu. Bine, Campbell. Ouleu. A rămas la el, bine, Campbell, dar a rămas la el, cine a venit, Zanetti, acolo, mă? Bă, Zanetti, mă, super, ea. Ce a făcut, l-a stricat puțin, așa? Bine, Butra. L-a stricat puțin să facă băieții altceva, să facă SBC-uri, să ia alți... A, l-a stricat puțin, a? Așa e? Butra, hai, du-te tu, tate. Nu acolo, în fine, dacă e dat-o, e dat-o. Campbell, rămâi pe poziție. Bine, Campbell, tati. Messi, hopa, Messi ce l-a dat pe jos, frate. Delict? Bă, dar nu-s băgat în... Bă, sunt pe balance, mă, tu-s gura mătii, mă. Bă, frate, n-am dat, frate, dacă-s cu capul, ce să faci, bro, dacă-s cu capul? Eu jucam mijlocaș cu Butra, nu înțelegeam de ce joacă acolo Butra, frate. Doamne, ce prost sunt. Nu m-am dus pe... Ah, mai tare. Doamne, ferește. Hai, dă-te, Butra. Nu acolo, bobiță, la Ben Yedder, la șut, în fine. Jucam 4-3-3, frate. Nu, mă, fake shot. Bine, De Jong, calm. Bă, îmi place asta că iese la atac. Îmi place că iese la atac și asta înseamnă că se joacă, frate. Și asta e bine. N-am mai putut să dau. Dă-i? Scoate-o. Săi tu-s gura ta, mă! Doamne, mă! N-a vrut, nu-i nimic. Hai, merge capul și de acolo. Nu-i nimic. Hai. Borol a mers, fault. La mulți ani, mersi. Ia uite, mă. Bine. Hai. Bun. Bine, nu te juca, moșule, nu te juca.
Fault. L-am prostit pe băiețaș un pic, dar n-am finalizare. Du delict, mă! Bine, mă, bine, mă! L-am prostit puțin acolo, dar n-avea la finalizare, frate! Bine, mă, Beneder, frate! S-a schimbat, mă, gameplay-ul la finalizare s-a schimbat, frate. Deci la finalizare bă, mi se pare mult mai șmecher, în sensul că vezi, se duc și cum a fost, îmi pare rău că n-a dat reluare. Cum se duc și golurile astea, frate. Deci se duc mult mai bine, din punctul meu de vedere. Atenție, Beneder, am dat-o din afara careului cu finesse, long shot, în condițiile în care n-are long shot. Deci Beneder chiar e ce trebuie, chiar e stricat. În rest, în timpul jocului, nu văd nicio diferență, să fiu sincer. Bine, fantastic, chiar e. La mulți ani, mulțumesc frumos. Hai, dăm pe bandă rulantă, frate. Mergem pe bandă rulantă, jucăm cât în cape. Mai jucăm măcar încă două meciuri. Da, nu merge fantastic, dar dăm înainte, frate. E victorie, măcar e win. Moșul mi-a picat puiol. Oh, bun. Și am trimis să zic ori. Foarte mișto. Nu știu răspunde. La ce e Sebi? Modestă echipa. Cum ai camera co-op cu câp? Balance o am. 10 cu 10 sau cât e. La ce să răspund Sebi? Scuză-mă. Moșule, cumpăr o gen 200 și pun-o la 600 cu pic 200 și ți-o iau. Nu, no, bro. Nu, no, mersi frumos. Nu, no, bro. Dar n-are rost. N-are rost să strigi banii, frățioare. E păcat, e păcat să strigi banii. Mulțumesc frumos, frate. Eu sunt pe trade, eu fac bani, nu-ți fac greși, eu fac bani. Fac mai greu că nu mai am eu cheful ăla de făcut trade, știi, că... Că mă sunt dezamăgit așa de joc, în general, știi? Și nici nu aveam SBC-ul de alea șmecherii care le aveam în trecut. Dacă le aveam... Aoleu. Riscant, mă, știu că m-am dus riscant acolo, frate. Ah. Și câteodată și eu mă prostesc. Ca acum, ce caută Campbell acolo, că l-am dus eu manual, de proști ce sunt. Aoleu. Bine. Bine, Campbell, foarte bine poziționat. Te-ai dus în viteză. Hai. Hai, Butra, tu, calm. Nu ne grăbim. Bine. Campbell, te retragi, trebuie să-l dau manual. Campbell, te retragi. Alo. Bă, vedeți, mă, frate, de jocul ăsta e nebun, frate. Îi dau manual să retragă și el fugea, mă, el e rachetă în atac. E rachetă în atac. Lasă, Campbell, care cine? Du-te acolo pe apărare, că tu e zid. Aia e locul tău. A, m-am haladit la 0-0, nu trebuie să fac de astea la 0-0, frate. Frate, nu de astea, frate. Oh, Beneder, de acolo, peste poartă, interesant. M-am haladit acolo. Mă, Campbell, măi. Ok, aia zic, bine Campbell, ăsta e Campbell, vedeți? Asta e poziția lui tat. Haide marș, Messi cu finesse de acolo, frate. Haide marș, hai pe bune, mă. Pe bune, Messi de acolo cu finesse. Pe bune, serios? Ok. Bine, mă, Electronic Arts, ce să zic? Bine, mă. Foarte interesant. Foarte interesant, frate. Messi de acolo cu finesse, sper să fie reluare, frate.
Messi cu finezi de acolo s-o dea așa, s-o apere, s-o... Foarte interesant, frate. Fără să fiu presat, fără nimeni, liber eram. Campbell, du-te, tate, înapoi. Bă, du-te, mă, în apărare, mă, unde ți-e locul, mă. Nu mai fă de astea, mă, coare. Mă, și tu un gol, mă, frate, nu reușesc să dau un gol, ce dracu, Doamne, iartă-mă. Bine, De Ligt, vai, Doamne, primul șut era gol la el, frate. Primul șut era gol, frate, ce zici de... e bun. Mersi, mersi, mersi pentru urări, fraților. Nu pot să cred, frate, Messi are 99 accelerații. A, dar e James, mă, e James, e James, ok, 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 și ăsta are 98, ok. Nu știam ce, am crezut că e vreun fundaș care fuge în stilul ăsta brutal. Bun, calm. Ce șut este, mă, coane, mă. Messi cu finez de acolo, 9 din 10 e gol, frate. N-ai cum, deci Messi e zeu pe finez și de acolo 9 din 10 e gol, da? Și ce se întâmplă? Asta e, mai sunt și chestii de astea care... Din păcate e offside. Bă, dar ce greu se întoarce. Nu era offside, mă. Ce greu s-a întors la șut, mă, frate, mă. Dar și eu m-am haladit, am zis că e offside, frate. Așa, pase la adversar, că aia e. Messi de acolo e gol, 9 din 10. Ce vorbiți, fraților, din poziția aia? Despre ce-i vorba? Bară. Și poarta goală a oral de picior drept, o dăm pe lângă poartă. Hai că ăsta e meci, ăsta e meci de la șmecher, frate. Ăsta e meci de ăla unde lumea zice că nu există script în joc. Ăsta e meci de la șmecher, frate. N-ai cum așa ceva, frate. Ăsta e meci de meci. Haide, bă, că, haide, bă, că-mi trebuie un an să dau un gol și 10 șuturi, bă, moșule, du-te, naibii, mă, vino aici la cameră, du-te, mă, frate, du-te, mă, frate, mă, haide, mă, marș, hai, marș, marș, Electronic Arts, faceți altceva, Battlefield, altceva, hai, hai, marș. Bine, mă, avem 3 regicuituri back-to-back, da? Avem 3 regicuituri consecutive, dar Doamne ferește ce-i cu jocul ăsta, frate. Doamne ferește, frate. I-am dat shadow pe lui Campbell, neapărat shadow, nu te duce pe anchor. Din punctul meu de vedere, straight aggression e ce trebuie. Dă-i boost maxim pe speed, frate. Îți duce 92 accelerații și chiar și așa o să ți se pară lent dacă... pe viteză, gen, te prinde în flanc sau în centru, un Traore sau un James, da, care au accelerație foarte mare. Du-te pe shadow din prima, frate. Din nou posesie, din nou, vreau să văd puțin ratările alea, pentru că vreau să văd ratarea lui, nu dă ratarea lui Messi,
A, dă save. A, o dă la save. Fiți atenți aici, frate. Vreau să văd aici. Rotarez. N-ai cum așa ceva, nu. Deci, nu-s marcat. Întorc unghi. Las viteză. Las viteză. Șutez. Am 7-8 metri de portar. Nu-s la 2 metri. Șutez perfect. Finez Messi. Perfect. Trebuia să încarc mai tare, oare, mă? Apărată, mă, bravo. Bravo, ce să zic, asta e. Moșule, Scream Firmino e bun decât Sedwell, baby. Dacă l-ai pe Scream Firmino, n-are rost să-l faci pe Sedwell, baby, de la swap. Eu zic că sunt acolo. Nu, eu zic că sunt acolo. Sunt cu 4-4, hai amândoi. Eu zic că sunt acolo. Îmi place să iei cu Smartana, da, am schimbat. Beau o beri în cinstea ta. Oh, Petru, ce faci, bro? Bă, am început prost și ieri cu o înfrângere, azi am început cu două înfrângeri, dar am recuperat, avem 4 victorii. Chiar și așa nu stăm foarte bine, suntem la 12-4, frate. E prost. E prost. Rare finish, long shot, întâlnești și acolo dată a intrat FIFA logic. Da, știu. E bine, de acolo poți să o dai. Era, știi care e faza? Era poarta goală, frate, și de asta, cu poarta goală acolo, uite, nici n-am intrat. Cu poarta goală trebuia să intre, da, asta e. Hai, am început prost, am recuperat, hai să mai dăm unul. Faci 16-4. Ar fi fantastic 15-5. 15-5 ar fi fantastic. Am cu două înfrângeri m-am dus un pic în cap, frate. Ah, e, ce să fac? Apeși pe Y. Vezi, când ești aici, pe Y sau pe triunghi. Da? Pe Y sau pe triunghi. Și dai așa, și ți arată. Pe Y sau pe triunghi. Hai cu încă un rage quit. Hai să mai facem un match. Hai face, nu mai distrăm puțin. Da, mă. Nu sunt foarte bucuros așa. Nu sunt foarte bucuros. Adică sunt bucuros, e ziua mea. Sunt bucuros, sunteți alături de mine. Mulțumesc frumos, mulțumesc frumos și pentru donații. Foarte multe donații azi, apreciez. Nu sunt bucuros... Bă, pe James nu pot să-mi dau cu părerea, pentru că l-am jucat două meciuri, a intrat odată 10 minute și odată... Mă rog, deci încă nu pot să-mi dau cu părerea. Regele rămâne regele, frate. Aici e și problema, de asta încă nu l-am vândut, că așa îl vindeam. Vă spun sincer, îl vindeam deja, e 800.000, mai am undeva 700.000, mai am undeva la 1.000.000 în club. Probabil că dacă aș vinde tot, m-aș duce și l-aș lua aici pe Zidane deja. Pot să iau, spre exemplu, mă uitam, pot să iau Balak Prime, pot să iau Mid Mateus, mai mulți pe second CDM, că acolo mă interesează. Probabil Mid Mateus ar fi mai bun, pentru că e hai. Mi-e greu să mă despart de rege, frate. Regele e rege. Regele e rege, frate. Are 735 de meciuri, dar îl omor aici. Vedeți, deja pierde din contribuții de când l-am dus în flanc. Însă e greu când ai pe Butragheni cu contribuțiile astea și 5 stele WeFoot. Practic, pentru mine e același. Butra, Messi... Montaj la 5 stele, dar vedem. Pot să fac și o altă mutare, să-l dau pe ăsta, pe De Jong, și să-l aduc pe Kanté. Să vină Zizou, probabil că să vină. Sunteți în momentul de telefon, mă las să scriu o dată la un minut. Auleu! La un minut? Semeta Kovacic? Da, leau! Kanté Gold! A, păi nu, sunt diferiți, Andrei. Merită jucat împreună cu Kanté Gold. Vezi că Kovacic e... E bine 5-0, dar nu am 5-0, bro. Am cât? 5-2, n-am 5-0. Kanté sau Zidane? Băi, eu zic Zidane all the way, dar e diferit, fraților, atenție, stați puțin. Kanté e CDM, e mijlocaș defensiv, work rate de medium high, cel mai bun cartonaj gold, da? Mijlocaș defensiv, cum e ăsta, spre exemplu, vedeți? Work rate cum e De Jong, medium high. Bun, Zidane nu e mijlocaș defensiv. Kovacic, la fel, Kovacic merge jucat împreună în 4-2-3-1 pe poziție de second CDM, da? Cu high work rate sau pe poziție de mijlocaș. Pentru mine, sau mă rog, din punctul meu de vedere, Kovacic nu e peste Kanté pe poziția aia de CDM, da? De mijlocaș defensiv, care să-ți țină acolo, să stea în fața apărării. Mergi jucat împreună, de asta e foarte greu să compari. Pe Kovacic nu poți să-l compari niciodată cu Kanté.
sau pe Pogba cu Kanté. Sunt jucători diferit. Poți să-l compari, deși work rate-ul e high, high pe, nu știu, pe, mă gândesc la Sissoko Footmas. Dar din nou, high, high, nu știu, mereu jucat împreună, frate. Ca CDM nu l-a jucat pe Kovacic ca CDM solo. Ca second CDM, adică să-l ai pe Kanté lângă, avem o donație de 5 euro la Petru, la mulți ani, sănătate, viață lungă, ține tot așa, ești mare, respect maxim. Respect ție, Petru, din note de rău. Bă, frate, dar ai donat și data trecută, mă. Ce e băbiță. La mulți ani, trebuie să bem o bere neapărat. Poate dacă vii avara acasă, ne auzim. Mersi, Dimi, mersi, mersi, mersi. Mersi frumos. Mersi, apreciez, Petru, și apreciez prezența voastră. Bun, hai să mai facem un meci, două și gata, frate, încheiem. Aia, ce-o fi, o fi. Mi-am mai revenit puțin, eram supărat după... Am avut și un rage quit, care eu nu dau rage quit, dar n-am... M-am supărat și am dat rage quit. Mersi, mersi, mersi. Mulțumesc frumos. Sissoko ar merge, pentru că joci pe balance pe Kovacic și joci pe... Ce-am făcut? Joci pe stay back pe Sissoko. Spre exemplu, da, uite, spre exemplu, Ovidiu Pătrașcu joacă, el poate juca, nu numai el, jucătorii care au skill, el, spre exemplu, poate juca oricând cu doi jucători, cu work rate high-high, da? High-high pe poziție de second CDM ambii jucători. La mine, pentru că am o problemă pe apărare, vedeți, eu am construcții, am posesie, creez, chiar dacă eu bătaie, am faze, creez, am posesie, la apărare am o problemă și atunci am nevoie de un CDM nativ. Aici, De Jong, de asta și De Jong la echipă, Kanté, Vieira, nu, tata lor, și după aia vin lângă cu un second CDM care să aibă contribuții bune și pe apărare, dar să facă tranziția bine pe atac. În cazul ăsta, Kovacic, Gullit, da? Da, până la Gullit mai greu. Ai făcut 23 de ani? Am făcut 20 pe un picior. 20 pe un picior. Depinde de fiecare, depinde de stilul fiecăruia, depinde de așezare, depinde de restul jucătorilor. Dar Kovacic nu îl poți pune în locul lui Kanté. Poți juca împreună. De regulă joc 4-2-3-1, mă duc în 4-4-2 când văd că chiar e groasă treaba și 4-1-2-1-2 eu am lăsat-o așa, la formație de kamikaze oarecum, dacă pot zice așa. Dar astea sunt formațiile mele preferate anul ăsta și ce am mai jucat anul ăsta și e ok, dar m-am dus pe 4-4-2. Delay-ul, mă, puțin, o secundă, frate, o secundă, dacă nu făcea preluarea, deci i-am dat din prima, dacă nu făcea preluarea, era bine. Uh, 4-2-2-2, la formația aia, aia vreau să zic, 4-2-2-2, dar practic nu-i diferență mare între 4-2-2-2 și... Hai, Uraru, dă-i lui Butra. Ah, nu acolo, lui Butra, mă, frate, de ce te-ai dus acolo cu aia? Foarte interesant. Bun, am așteptat bine. Ah, am așteptat bine, dar m-am dus prost. Bun. Hai, Ben. Bun, 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 bun. Nu, ce bine a jucat, frate, ce bine a jucat, mă. M-a făcut frumos, bravo lui. A jucat-o bine, mă, respect, n-am. Aoleu, 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 ce-i asta? A jucat-o bine, frate, m-a jucat, frate, m-a jucat frumos, bravo lui. Drag back cu finez, drag back, ia și găina după tine. Ia și găina după tine. Ai, nu, mă. Mă face, mă. Contraatac, două contraatacuri, două goluri. Bravo, asta e, jucat bine. Prost eu. Atac, nu-mi iese, contraatac, gol. Bravo, joacă bine, mă, frumos, bravo. Ratăm, asta nu e bine.
Hai mă, și cum se poate. Hai, puțin atenție, puțin atenție, puțin atenție. Fai, Doamne. Hai, Campbell. Bun, te-ai dus. Hai, Neymar, fugi, fugi, că nu-i offside. Fugi, tate. Haide, mă, pas e simplu, mă. Așa, a sărit mingea din el. Nu nimic, hai. Te-ai dus, nu te ia, nu te ia, ia ta, 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 și gol. Și gol, tati, calm. Haide, hai că se poate, calm, moș. Hai să evităm kick-off glitch-ul. Ah. Ah, kick-off glitch, mă, am zis să-l evităm și n-am putut, mă, frate, mă. A fost ziua tatăl tău 43, la mulți ani, frate. Hai, poate dăm noi din kick-off glitch, ce zici? Vrei? Nu? Bun. Nu acolo, coaie, dă-i-o, mă, lui ăla, mă, lui Messi, mă. Fai, Doamne, ce mă face, mă. Fai, Doamne, delict, mă, team of the year. Haide, mă, frate, mă. Ăsta e gol, așa e? Doamne, ce-mi face ăsta, mă, frate, mă. Da, joacă bine, mă, e peste mine, se pișe pe mine, frate. Asta e adevăr. Eu greșesc mult pe apă. Asta se pișe pe mine. Nu, nu pot să fiu supărat. Maxim pe mine, că sunt prost, joc mai prost decât joacă el, dar nu supărat pe joc. Nici vorbă să fiu supărat pe joc. Eu nu mă supăr absurd, frate. Mă supăr într-adevăr că am motive. Ce motiv am acum? Omul e peste mine, punct. Și la ce echipă are față de echipa mea, n-ar trebui să am, n-ar trebui să am. Mai sare mingea de jucător, asta nu e o scuză, frate. Asta e. Nu reușesc să iau mingea, dar asta e, nu-i. Delay avem toți, asta e, nu-i problemă. Are skill. Adică nu mi-am luat autogol sau ceva. Omul are skill, frate. Ce să fie? E mai bun ca mine, punct. Ura și la gara, e simplu. La mine când e așa, e simplu, frate. N-am o problemă. N-am o problemă. Chiar nu am. 1-4, da, știu ce zici. Știu ce zici. Se mai întâmplă și de asta. Ce vrei să faci? Nu e primul și nici ultimul. Bă, da, nici nu vrea să dea drumul niciodată. Hai. Bă, frate, dar e incredibil, frate, deci n-ai cum. N-ai cum cu aia să-i dai un șut. Așa, pase la el. Bun. Hai, hai că avem timp. Hai că avem timp să revenim. Hai. Deci el acum joacă. Bă, frate, cum, deci cum intervine, deci cum intervin fundașii lui, frate, câte doi, pac, 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 și a mea e pauză. Hai. Da, mă, minge, mă. Offside. Anchor sau Shadow pe Varane Gold? Eu ți-aș recomanda Shadow, frate. Eu așa aș merge Shadow. Bă, să-mi bat picioarele, frate. În afară de posesie n-am făcut nimic. 4 shooter, 4 goluri, bravo lui, frate. În afară de posesie n-am făcut nimic, frate. E peste mine. La mulți ani. Salut, Cătă. Salut, salut. Mersi, bro. Mersi, mersi. E peste, frate. Joacă mai bine. Ce căcați fac? Dacă mai dă o gol, dăm rage, asta e, adică rage. Ieșim ca să nu pierdem timp, să mai facem un match, asta e situația. Sunt chill, pierd cu zâmbetul pe buze. Pierd cu zâmbetul pe buze, frate.
Păi, frate, bă, dar de ce? Bă, frate, dar n-ai... Nu pot să iau mingea, frate. Doamne, ferește, parcă are viteză în plus. Du-te. Uite, nici pase. Hai, hai, du-te, hai că e a ta. Hai, scoate în centru. Și încă o dată la Butra. N-a mai mers. Asta e. Nu-i nimic. Jucăm pe delay. Noi să fim sănătoși. Fai, vineam cu șut, coane, n-am mai apucat. L-am făcut frumos și era, mă, gol, mă. Fiero baby. Vă dați seama? Frumos. De asta zic, bravo lui, frate. Are echipa mai slabă ca a mea și... Bine. Hero Gold. Hero Gold. Ce Hero Gold, frate? Hero Baby se pișe pe Team of the Year. Uite o leacă, pase simplă, dă-o un pizda măsii de treabă și de joc, frate. N-am nimic, joacă băiatul, bă, dar ce căcat pasele astea simple, mă? Uite, mă. Na, n-are rost, gata, mă, hai, asta-i. Asta e, frate. Asta e. N-are rost. Bravo. Bravo lui, frate. Bravo lui. Adversar clar, superior. Nu mi-a ieșit nimic. Dăm înainte. Ultimul meci, Uraș la gare. Nu mai joc. Încă un meci și gata. Bravo lui, frate. A jucat mai bine. Ce să-i fac? Bravo. E delay și la Division Rivals. Tu n-ai înțeles că e delay și meniu, frate. În meniu, dacă intri, e delay. La Squad Battles. Nu, dar a fost un jucător bun. Deci atât de chill și atât de ok. A fost un jucător bun, o echipă inferioară. A jucat, ai de viața mea, ce e asta coate? Ce e asta coane? Bă, dar stai o leacă. Tocmai ce am luat bătaie, așa îmi dai? Așa mă alinț? Ai, du-te mă, n-ai cum. N-ai cum, frate, pe bune? E groasă? A jucat mai bine, frate, n-are legătură. A jucat mai bine, efectiv a jucat mai bine. Nu acolo, bă, ce infect, bă, n-am nimic, dar ce infect, de ce i-a dat-o mă lui Neymar când era Butragueño liber în 10 metri față în față cu portarul, frate, am dat o pasă scurtă în centru, bă, du-te mă, naibii, deci joc infect, bă, n-am nimic, mă, frate, dar nu ai cum să faci așa ceva, mă, i-a dat-o lui Neymar pasă lungă, i-abia am apăsat tau la șut, la 10 metri, i-a dat-o lui Neymar, era marcat, mă, i-a dat-o lui pasă, haide, mă, du-te în pizda, măti, mă. Nu l-o să fie 1-0, frate, eram față în față. Uite-o leacă, mă, du-te în pizda, mă, te de joc, n-ai cum să joci infectul ăsta, frate. Bă, l-o să fie 1-0 pentru mine, 1-0 pentru el, n-ai cum. Bă, e liber, mă, la 10 metri, liber, fără nimeni. Dau pase cu a simplă. Bă, pase cu a Team of the Year de Young. Dau pase cu a. Unde decide tâmpitul ăsta, infectul ăsta de calculator? Să dea pasă lungă la Neymar care era marcat. Haide, marș, mă, frate. Deci când pierd pe bune, când adversarul peste mine, dar nu se poate, mă, așa ceva, frate, să nu-ți ia comenzile, frate. Nu se poate, mă, cât de infect poate să fie câteodată, mă, cât de infect poate să fie, mă, frate, n-ai cum așa ceva, frate. O pasă, un căcat de pasă simplă, singură, bă, nu se poate și mă enervez și acum se vede ce pierde, mă, cac pe mine, pierd toate meciurile, să mă fut în el. Nici nu mai joc. Deci dacă joc 10 meciuri acum pe toate le pierd, să mor la ce nerve am. 10 dacă joc pe toate le pierd, toate 10 meciurile le pierd. Țai. Ce mă joacă ăsta? Nu mai văd nimic, frate. Salut, Sen. Here it is.
nimic nu mai joc, să mor dacă mai, dacă mai văd ceva pe teren, frate, nimic nu mai joc. Mă fut în jocul lor, mă. Mă fut în jocul lor, frate. Contraatac, toate contraatacurile, atac, 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 contra... Băi, mă fut în jocul lor, n-ai cum, frate, un căcat de pase simplă cu portarul la 10 metri. Dă-i-o lui Neymar că e marcat, de ce să, de ce să am eu 1-0? Dă-i-o lui Neymar că e marcat. Ce căcat, ce infect, frate. Cum să joci dacă nu-ți ia comenzile, mă, frate? O pasă simplă, mă, ce s-a dus, pac, el s-a dus de acolo, exact de aia, a pornit tot, gol, frate, acum mai joacă, mă, eu nu mai văd nimica pe teren. Nimica nu mai văd, frate, să mor eu de acolo. Oricum vreau să-l verific pe ăsta, ce căcat, mă, mi-a dat jucătorul ăsta la... Trebuie să ne apără, de ce mi-a dat jucător de genul ăsta? La... la cât am eu? Cât am? 12, nu știu, 12, 5, 12, acum cred că am 6. Aha. Ce frumos mă face de fiecare dată, frate. Nu o să dau rejur. Joc până la 10. Ce record? Cred că am 12-6 acum am. Dacă pierd pe ăsta. Să mă fut în el. Moșu, ți-a dat aceeași că lui meciul trecut că ai dat rage. A, da? Nu știam. Să-mi bag. Hai de viața mea, frate. Drog, bă, bă, dragback, mă, frate, hai că nu-i greu, mă, jocul ăsta când... Ia uite, mă. Nu dă minge, mă, nu dă minge, lasă să facă preluare, frate, hai de maș, mă. Ce preluare, mă, ce preluare de un metru, frate. Preluare în față, o face la teatru, nu-i nimic, hai. Dă-mi minge, mă, odată, mă. Da, de mă, ce s-a agățat să mor eu dacă nu, mă, ce l-am făcut, frate. Am dat un fake și am dat-o pe lângă el, frate. Dar nu s-a agățat de minge, mă. Na, Van Dijk, ce vrei. Drag back.
got plenty of space on the flank here. Oh, some bacio. Ce e violul ăsta? Grupul. Viol după viol. Ce se faci, frate? Asta e. Sunăm la poliție să anunțăm violul ăsta? No. Aia e. Se mai întâmplă, frate. Ce se face? Aia e. Aia e, frate. Nu, au dreptate, băieții. Asta chiar, na, asta e înfrângere. Și vorba lor. E al doilea. E al doilea, frate. Mi-a dat-o unul după altul. Nu trebuia să mă enervez când, deci când am luat primul gol, la mine e totul, ca să înțelegeți, fraților, la mine totul că nu era scorul ăsta, dacă eram calm, vă spuneți eu că nu era scorul ăsta. La mine totul e aici sus, frate, mă enervez și după aia nu mai joc, nu mai văd fazele, mă enervez, exact cum mi-aș da autogol, știi? Și... da. Asta e. 4-2. Practic se duc jucătorii cu overall, se duc, aglomerează în partea unde se joacă minge, frate. Și mulți jucători pro folosesc tactica asta. Am încercat și eu, trebuie să recunosc. Nu mă regăsesc neapărat, cu siguranță e bună, dar eu nu mă regăsesc, eu personal, știi? Trebuie să mă antrenez puțin cu ea, să văd exact ce și cum. Faute, bă, drag back-ul mătii să-ți fut de joc. Drag back, frate. Hai, dă-i minge, mă! Dă-i, mă, minge, mă! Mă, dă-i minge, morții tăi, Doamne, iartă-mă, și de ziua mea în jur, frate. Dă-i minge, frate, stai, dă-i minge când ți-am dat. Nu două secunde după, frate, să mă fut în el. Du-te, du-te, hai. Nu te prinde, nu te prinde Van Dijk. Ah. Hai, Campbell. Hai, Campbell, te ajungi. Dă-i. Hai, 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 hai. Hai, du-te, du-te, du-te. Și ce îmi place, frate? Îmi place următoare, frate. Mersi, mersi, El Ceapă, mersi frumos. Ăia, inclusiv RCF și ăia care au venit, domnule, Cojeasca. RCF Cojeasca. Hai că-i citesc acum. Ce îmi place, frate, ca să vedeți cum sunt hater ascuns fără să-ți dai seama, frate. La 1-4, da? Ce-i, bă, cu violul ăsta, bă? Viol, 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 nu știu ce. Dar, frate, în momentul în care am revenit, n-a zis unul, bravo, mă, GG, ia uite, mă, ce a revenit prost, uite ce joacă, se ține, nu știu ce, n-a zis unul, știi? La 1-4, viol, la 1-4, viol. Fraților, să vă băgați hate-ul în cur, mă. Înțelegeți ce vreau să zic? Chiar dacă o să vin acum RCF sau și o să zic, ai, bă, că nu e hate, că am glumit și pula mea, nu știu ce, în cur să ți-l baci. Deci, exact în cur, frate. Înțelegi? Tu ești hater de la undercover. Tu nu-ți dai seama că ești hater. Înțelegi?
Pentru că se vede clar, frate. În momentul în care, a, Viol, pierde prostul, pierde moșul. Viol, pierde moșul, Viol, Viol, Viol. Dar când revii, știi, și joci și asta, nu mai zice niciunul nimica, frate. Nu mai zice nimica, frate. Pentru că ei trebuie să comenteze în momentul în care ți-o iei. În momentul în care joci și stai o leacă, mă, că parcă nu-i Viol, parcă moșul a jucat, stai o leacă, că și-a revenit, că pula mea. Nu, frate, nimeni nimic. Viol, atât. La Viol, mă. Asta, da, uite, mă, ce pas a dat, mă. Asta ne place nouă. Și știi când o să comenteze și o să se bucure dacă mai iau gol și iau bătaie. Dacă mi-au gol și iau bătaie, o să fie happy. Dacă revin, o să fie striști. Înțelegeți? Dacă eu revin acum și Doamne ferește egalez, pentru ei o să fie triști, frate. Vă spun eu că o să fie triști. O să fie triști. Înțelegi? O să fie triști. Tristețe mare o să fie la voi. Trec becul mătii să-ți fut. Viol, auzi, frate, Viol, 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 vai ce cu Violul ăsta, vai, te-au violat, vai, te-au violat, moșule, te-au violat, te-au violat, păcat că e offside, acum mor, hai, băgați-vă gheara în gât, dacă era gol, dar n-a fost, a fost offside, te-a violat, te-a violat, revii, începi să joci, să faci, nu știu ce, nu zice unul pâs, frate. Pentru că hate-ul e când e bătaie, ce pula mea, să nu comentăm la ăsta că Doamne ferește, a început să joace, joacă, nu știu ce. Și vă spun eu că dacă nu mă enervam, nici nu luam bătaie, da? Asta e vina mea. Asta, bravo! Hai! Acum comentați! Și acum vă luați bani. Pac! Pa, pa! Pac! Nu pot să dau pe de special one, frate, să-l banez și pe ăsta, rapid. Rapid, stați o secundă. Rapid, n-am nevoie de voi pe canal. Chiar nu am, îmi pare rău. La revedere. La revedere, fraților. Vă pup. Vă pupă moșu. Gat. Vă pupă moșu. La revedere. La revedere. Vă pupă moșu. La revedere. Duceți-vă în altă parte, frate. Nu vă ține nimeni. Nimeni nu vă ține. Ce hater, frate, și eu să zic că nu-s hater. Ei nu-s hater, frate. Ei nu dau hate. Nu dau hate. Intră atâta, știi? În momentul în care ei bătaie, să apucă ei de comentat. În momentul în care, Doamne ferește, revii. Să ai un meci bun sau asta, Doamne ferește. Bă, ce face ăsta, bă? Dar nu-i nebun să egaleze prostul. Nu-i nebun să egaleze, să-mi bat pula. Stau așa, știi cum stau? Stau așa, știi? Stau pe stres. Bă, Doamne ferește egalează. Doamne ferește egalează ăsta. Doamne ferește și revine ăsta. Că nu mai e, el trebuie să ia bătaie. La revedere, fraților. Fiți iubiți. Și nu-mi cereți după aia. Nu mai cereți pentru că nu mă mai scot banul. Mulți îmi cer. Oh, scoate banul, că nu știu ce. Nu, frate, nu-mi cereți. N-am nevoie. Chiar n-am nevoie. Chiar n-am nevoie de voi pe canal. Duceți-vă în altă parte și stați acolo cât vreți voi. Pare rău că m-am enervat, frate, că nu mă bătea asta, mă, ce prost e să m-am enervat, frate. Asta e. Nu, mai gata, nu mai joc. Asta e vina mea, asta e vina mea, frate. Asta am pierdut cu mâna mea. Ăla dinainte a fost superior, a meritat să mă bată. Ăsta efectiv am pierdut pe mâna mea. Am zis că îl verific pe ăsta, frate. Ăsta pe mâna mea am pierdut să-mi bag picioare. Dar nu-i nimic. Dar nu mi-l arată, mă? De ce nu mi-l arată? Ce greșel, frate? Bă, deci lăsați asta cu greșeli, frate. Asta cu greșeli am mai auzit. Dom'le, greșel. Ce greșel, frate? Greșel face toată lumea. Dar nu-i vorba de greșeală. E vorba că stai și la un moment dat să apucă de comentat, știi? Exact când pierzi. Ăsta e hate-ul. Și nicio problemă să fii sănătoși. Eu doar zic că nu am nevoie de genul ăsta de persoane pe canal. Punct. Atât. Mai puțin și mai bun. Dar am vrut să-l controlez pe ăsta. Hai să văd dacă reușesc să-l controlez. M-am dus în cap.
Clar, Elitus, la revedere, să vedem dacă o să joc pentru Gold 1, dacă nu, nu. Ce m-am dus în cap, frate, azi, Doamne, ferește și ziua mea. Și stau și comentea, dar ei după aia zice, domnule, dar nu-s hater, domnule, măi, cum îl verific pe ăsta, mă, frate, trebuie să dau înapoi pe live. Respect, respect. Vreau să-l controlez neapărat, vreau să-l verific neapărat pe ăsta, dau înapoi pe live să-l verific. Ce, măi, știi cum e, ei nu-și dau seama, mulți zic, domnule, domnule, dar ce e, dar ce am zis? Ce am zis, știi? Caterinca când pierzi, știi? E ok, măi, nu zic nimic, știi? N-am nicio problemă. Bă, când pierd, pierd. Frate, dar în momentul în care ai revenit, coaie, vin cu coaie la tine și zici tu, GG, bro, bravo, nu știu ce, hai, că e bine. Hai, că e bine, stai. Nu, nu, viol. Viol. Dacă vă dau moșul viol, la revedere. Intrați cu alte conturi, vă dau viol și pe conturile alea, te stați niștiți. Mai intrați. La mulți ani de la Vistuța, la mulți ani, mersi, la mulți ani de la Cluj, mulțumesc frumos. Nu, dar aici trebuie, frate, la ultimul, dar nu mi-arată. Uite, dacă intru aici la ultimul, vreau eu să verific așa pentru... Nu cred, dar vreau să verific eu pentru mine. Vezi, nu, aici trebuie să mă arate last player, dar nu mi-arată. E ceva cu XX era, frate, dar ce prost este că eu m-am grăbit. Păi, de la 4-0 a fost ok. Stai că mă duc acum pe telefon. Acum vine mea. Salutare, mersi frumos, frate, mersi. De la capitală, mersi frumos, pup. A, dar stai, mai încoace, stai, am sărit pista. Păcat de meciul ăsta, mă. James. Bă, dar unde îl văd, frate? Nu pot să cred. Am dat așa de rapid, nu reușesc să-l văd. Unde-i, cum îi zice? James, frate. Du-te pe James. 4-4, sala care și plus de asta e Moca. Da, nu pot să verific pe ăsta ce... Stau un pic, după aia închid, nu mai joc, nu mai joc că n-ai răs, pentru că dacă mai joc, sincer, cred că le pierd pe toate. M-am nervat foarte tare, m-am nervat la început, e și vina mea, știți că am problema asta, problema că cei care stau și mă mir, ieri ăsta, ieri, băi, mă mir la ăsta, frate, ieri ăsta, chiar am dat bani. The special am să fie sănătos, ieri ce F, chiar mă mir la ăsta, la ăsta nu m-a aștepta pentru că e des la mine pe live-uri și chiar mă mir, câte unul de asta vine și anunță câte o perlă de asta. Chiar sunt puțin surprins. The special am să fie sănătos, ura și la gară. Să plece. Dar și pe ăsta. Și să nu mai scrii în privat. Deci nu mai scrii nici în privat, nici nimic. Bă, că să vezi, că nu, că să revin, să nu, nu, nu. De acum nici mai scot. XX. Așa e? XX. Mersi, bro. Mersi, mersi, Sebastian. Hai că s-a uitat Sebastian, frate. Nimica, frate. Am luat niște bătăi de... Nu vine să cred. Prost. Life-ul. Asta e. Life-ul. Mă afectează la pisic. Nu nimic. Asta e. Bă, dar ce bătăi am luat azi. Ce bătăi am tu să iau azi, frate. Deci XX, XX, ish. Mai joc? Nu, nu mai joc, nu mai joc. Nu, nu mai joc, m-am nu, nu mai joc. Dar nu trebuia să joc nici ultimele două meciuri, dar... na, n-am când să le joc. La mulți ani, mulțumesc frumos! Da, știu, știu, e vina mea, bro, e vina mea. Știu când fac live pierd, dar e vina mea, frate, știu. E vina mea că nu mă controlez. Și da, e jucător verificat, dar nu l-a FIFA 20. Păi cu atât mai mult, Petru, vezi, de asta nu pot să las, frate. Eu de asta nu pot să las, frate, pentru că eu înțeleg că ei tu... Și repet, ăștia doi să nu reveniți, frate, să-mi scrieți. De nu reveniți să scrieți și dacă reveniți cu alte conturi, vă dau bani de până la ăla mic. Știi de ce? Tocmai pentru că e ziua mea. Tocmai pentru că e ziua mea, pentru că dacă tu nici astăzi nu poți să ții hate-ul ăla în cur, băgat adânc, ca să te simți bine, dacă nici astăzi, bă, nu mă supăr, nu mă supăr, nu intri, dai dislike, pleci. Dacă nici astăzi, frate, stai pe live și aștepți pe live ca să o dau de gard,
Înțelegi? Dacă nici astăzi, la revedere, frate, e clar, ești, pleacă, du-te. Da, băiatul e verificat, dar se pare că la 19-20 nu a făcut nimica, pentru că e doar la 18, ce găsesc eu pe Footwiz. Ăsta e jucătorul. Avea echipă bună, cu atât și juca bine, se vedea că are skill ca lumea, cu atât mai mult dacă îl băteam era mai bine pentru mine, pentru psihicul meu. Îl băteam, îl verificam, oricum îl verificam, dar ok, de la 4-0, asta e. La mulți ani, mulțumesc frumos. Nu mai stau, gata, nu mai juc la weekend, nu mai joc, frate. Nu mai joc și mai fac ceva. O să fac ca să mă liniștesc, pentru că trebuie să mă liniștesc, frate. O să fac 2 win-uri, da, și mă opresc la gol 3 și cred că nu mai bat capul, pentru că e clar că nu mai am nicio șansă, clar, la niciun elit și probabil pentru gol 1 trebuie să-ți joc până la final. Nu fac draft, ies, mă duc și eu acasă să mă liniștesc. Nu mai stau, frate. Supărat, mă, supărat că am pierdut, mă, așa, ce supărat, câte meciuri am pierdut azi, ce supărat îți mâncam, nu știu ce. Cine era la level 15 la sezon, eu mă gândeam la Calu, Calu arată cel mai bine, n-are rost să iei altceva, e bagi la First Town, dacă ceva, mai joci Brawl Stars, n-am mai jucat de mult, n-am mai jucat de mult, ce supărat îți, mă. Nici n-am apucat să-l încerc pe băiețașul ăsta, n-am apucat să-l încerc, frate, sincer, nici nu pot să-mi dau cu părerea. Legat de băiețașul ăsta. Neluțu, ia, mă sună, băieți ăștia, ce fac, mă, ce fac ăștia aici? Party? Pe live? Da, vă rog. Ia uite, bă, ia uite pe Golan, ia uite, că vă dau acum în... Mersi, 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 băieți, vă pup. Uite, vezi, acum se epi, frate, a intrat Golan, mă, și îmi cântă la mulți ani, eu nervos de pe live. Bă, ce nerve am, n-aveți idee, frate, îmi vine să arunc ceva. Ce faceți? Mersi frumos. Nu, nu-i vina lor, e vina mea, frate, că nu știu să mă controlez. În mod normal ar trebui să mă controlez, pentru că la urmă trebuie să-mi asum. Sunt content creator, ce mama măsii. Mersi frumos, mersi frumos de chat. Ce faceți? Bă, ce să facem? Ne băgăm iasă apoi la Weekend League? Nu, nu Weekend League, nu apă, frate. Altceva. Un film, porno, ce... Altceva. Uite la Petre. Să facem un rail la Veliu? Hai că facem și închidem. Bun, mulțumesc frumos fraților de... A, așa, tată. Asta zic. Mulțumesc frumos fraților, vă pup. Hai, mi-a făcut ziua frumoasă, vă pup. Hai, mulțumesc frumos. Mersi frumos. Vezi, mă, Golani de la mine pe... Băieții, frate, au zis că m-am supărat și mi-am făcut o surpriză. Hai să facem un rail la Veliu. Bun, hai să mergem la Veliu să facem un raid. Hai să văd un pic. E pe live în momentul de față? Hai să facem o bucurie lui Velu, frate. Hai să mergem, cât suntem? 100? Hai măcar 20-30. Hai să mă duc direct să văd link-ul la Velu și mergem și facem un raid. Pentru că n-am mai făcut de mult un raid și mergem și la Velu să facem un raid scurt. Unde? E pe live, nu? Ar trebui să fie pe live, așa e? Da, e pe live, frate. Hai, sultam. Mi-a dat și gula. Hai, facem raid, da? Raid... Nu știu, ce scrie? Moșule ce... sau Raid Moșu? Sau Moșule ce tânărești, frate? Eu l-am lăsat să-mi dea gol aici. Făceam penalti, mă, dacă nu. Făceam penalti, bă. Bravo lui. Bravo lui, respect. Nu, eu. Ia să vedem. Hai, și dați acolo. Spamați. Ia să vedem cât suntem. Mai bine că am luat gol de roșu. Adevărat. E vorba între noi cu aia. Era să iau roșu, mă. Sau penalti, sau ce dădea. Aolea. Așa, fraților, hai, spamați, nu o să vadă că e și condus 1-0. Moșu Cocoșu. Hai, dă-mă că pe ăsta trebuie să luăm mai tare. Moșu, ai terminat liceul, încă nu. Ia uzi ea, aia zic. Pe ăsta trebuie să luăm mai tare puțin. Nu se uite, mă, nu se uite Dani, concentrat pentru că e condus acolo. Bă, a revenit bine 14, a început intenționat de la 0-3. Mersi, fraților, mersi. Haide, bă, dar ce soartă are, bă! Am avut raid de la Moșu Basic, mersi mult, nu pot să-mi... Uite, îmi dă ăsta chiloții jos. Da. Mulțumesc dacă a fost, Rai Moșule, te pup, bro, respect. Nu știu dacă a fost, dacă...
Bun, fraților, hai ca să închidem și noi. Stai că acum m-am pierdut, nu știu unde trebuie să mă uit la mine. Gata, mă uit aici. Cam atât a fost și pentru live-ul de azi, fraților. Mulțumesc frumos că ați participat și la raidul ăsta. Mulțumesc frumos că ați fost pe live. Îmi cer scuze dacă am avut câte o ieșire de asta mai controlată. Încă mai am de tras, mai am de învățat la nivel de control, la nivel de rage. Dar asta, înțelegeți voi, când jucați la Weekend League, eu am rage ăsta doar când joc la Weekend League. Și Weekend League-ul ăsta scoate ce mai rău din noi, frate. Absolut, apropii, ce mai rău din tine scoate. Și mai prind și câte un hater și da, mă enervez și mai tare și evident că e greșeala mea, dar asta e. Lucrăm și la treaba asta, lucrăm și la pisic, pentru că fără pisic viața e pustiu. Mersi frumos, fraților, o seară bună în continuare și să ne auzim sănătoși. Eu probabil că o să mă joc pentru gol 3, dacă văd că sunt formă bună și asta și merită forțat, evident că nici nu o să mai pronunț elitul până când nu o să am matematic, merită forțat gol 2, nu o să forțez, dacă nu mă opresc la gol 3 și stau restul zilei cu familia pentru că mi-e bine așa. Vă pup, fraților, o seară bună în continuare, mulțumesc pentru prezență, mulțumesc pentru donație și mulțumesc pentru surpriză la Golanii ăștia 3 frumoși. Mersi frumos pentru chat, pe Discord. Hai că ne auzim. Vă pup. O seară faină în continuare.